dimineața! Eu mă numesc Iliana Corupca, reprezint Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și sunt coordonatorul simpozionului internațional Paul Goma Ocrețean. În cadrul Institutului nostru există un compartiment, o secție a unui departament care se ocupă de exilul românesc. Dar acesta nu este motivul pentru care am inițiat acest proiect. Ultima mea carte a fost la editura Rațiu Prevelațiu, acolo unde, în ultimul an, tinerii editori scot intens volume de Paul Goma în colecția Goma 80. Și vă prezint una din aceste cărți. Poate le-ați văzut când ați intrat, că sunt chiar la intrare. Și pe mine m-a impresionat demersul tinerilor editori, m-am zis dacă ei pot să facă ceva, atunci eu care sunt în departament, în compartimentul exilului românesc, cu atât mai mult aș putea să propun un proiect și să organizăm și noi, în cadrul institutului nostru, un eveniment. Dar nici acesta nu este unicul motiv pentru care eu am inițiat simpozionul Paul Goma 80 de ani. Eu sunt născută în Republica Moldova. Paul Goma s-a născut la 2 octombrie 1935 în satul Mana, județul Chei. Și satul meu natal este doar la câțiva kilometri de satul Goma. Înainte de a veni în România, că sunt aici din 1997, am avut două cărți de Paul Goma, Arta Refugii și Din Caligor. Și atunci când le-am citit, am avut impresia că scrie într-o limbă intimă, că e o limbă română pe care n-am mai întâlnit-o în alte cărți de literatură română sau de literatură moldovenească, având în vedere că am avut acces la o limbă română un pic mai altă decât pe care o cunoașteți dumneavoastră, eu fiind născut într-o Moldova sovietică. Am avut atunci încredere că dacă există cărți, există romanul lui Paul Goma, atunci aș putea și eu să mă afirm ca scriitor într-o limba noastră intimă, pentru că ceea ce m-a impresionat la Paul Goma a fost limba cărților lui, pe care eu simțeam că a trebuit să ne apasăm mai nouă, că este o limbă pe care o înțelege numai partea aia mică de Basarabie, că o înțelege și dumneavoastră, sau Paul Goma a avut Miecovuri și în alte locuri și a fost și tradus. Mie mi s-a putut asta prima dată un semn așa de revoltă pentru mine. Eu vreau să ne apartea numai mie și să fie un Paul Goma numai al meu. Spun asta pentru că m-a motivat foarte mult după atâția ani. L-am păstrat în suflet și am păstrat în mine acele impresia și amintirea acelei lecturi, pentru că Paul Goma nu este doar autorul celor două romane, înseamnă mult mai mult, după care eu m-am specializat în exilul românesc și am înțeles ce aport și ce contribuție și cât de important este Paul Goma și în acest domeniu. Și am ajuns la acest simpozion în momentul în care ne gândeam la acest proiect, primul care m-a încurajat și m-a susținut a fost domnul Dinu Zanfirescu. Eu mi-aduc aminte că eram în compartimentul nostru. Eu când zic compartiment, mă gândesc la buzunarul unui cangur. Noi nu suntem departament de institut, suntem ceva mult mai mic, așa, și nu vreau să pretind că suntem altceva. Sper să ajungem și noi la înălțimea unui departament, dar până una alta suntem puțini și suntem un compartiment micuț. A venit la noi domnul Zanfirescu și l-am întrebat ce ziceți de un simpozion Goma. Și domnul Zanfirescu a spus că, păi, să facem. Și mai mult decât atât, noi căutam și sediu. Și grație dumnealui avem parte de acest minunat local aici, pentru că Jockey Club este un club închis și nu oricine are acces. Domnul Zanfirescu, fiind membru al acestui club, am avut onoarea și bucuria de a fi găzduiți aici. Și avem pe doamna Irina Macedonski, minunata gazdă, care a fost încântată și care m-a primit cu bucurie și cu încurajări. Desigur, primul invitat al simpozionului, în clipa în care am avut aprobarea proiectului, pentru că există o serie de etape până ajungi să faci un proiect, a fost Paul Goma. Trebuie să recunosc că eu nu-l cunosc pe Paul Goma personal și corespondența noastră a început
i-am spus că vrem să organizăm în cadrul compartimentului Exil Românesc, vrem să organizăm un simpozion. Domnul Goma a răspuns că este bolnav, dar a fost prietenos, m-a încurajat și am încercat, cum i-am solicitat un mesaj pentru dumneavoastră, pe care vreau să-l citesc, după care aș vrea să-i ofer cuvântul domnului Dantescu. Dragi prieteni, uzanța cere ca sărbătoritul să fie prezent la sărbătoria sa. Însă cum nici plictisesc de sănătate îl împiedică de a fi printre voi, mă voi mulțumi să-mi trimit ambasadorii cărțile ale mele, ale voastre, despre mine, simpaticul. Faceți cum credeți că e mai bine și mai puțin împovărător pentru dumneavoastră și scoateți-o la mal. Vă îmbrățișez, Paul Goma. Sper să scoatem la mal. Vă mulțumesc pentru prezență. Sper să avem o manifestare frumoasă și instructivă. Domnul Dumitru Antulescu este președintele Consiliului Științific al Institutului de Investigare a Crimilor Comunismului și vă rog să ne spună câteva cuvinte de salut. De ce ne ocupăm de Paul Goma? Pentru că sunt tot felul de gonuri, tot felul de idei care au circulat și mai circulat. Și o să vă rog să-mi permiteți să dau citire câtorva idei pe care le-am așternut cu această ocazie. Țin să mulțumesc domnului Carie Coroca din partea, mă rog, a Consiliului Științific, dar și a mea personal, pentru efortul care l-a făcut pentru organizarea acestui simpozium. Deci este foarte posibil ca simpoziumul inițiat astăzi de Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc să stârnească oarecare mirare. De ce Paul Goma, această personalitate, pentru mulți, controversată? E foarte simplu. Paul Goma se înscrie perfect în sfera de preocupări ale Institutului. Atât în țară, cât și în exil, el a însemnat un reper ca opozant disident al regimului comunist și chiar înainte să fie practic expulzat din România, ajunsese un reper al exilului românesc parizian, reușind să coaguleze la un moment dat mai toate tendințele până atunci divergente. Dar despre personalitatea și acțiunile lui, desigur că toți ceilalți vorbitori le vor evoca. În ce mă privește, doresc să dezvolt succint câteva realități istorice. Înainte de toate, aș sublinea un paradox. Goma este un scriitor. El și-a dorit să fie cunoscut și apreciat ca atare. Ei bine, aprecierea și cunoașterea lui de către opinia publică românească și străină s-a datorat în principal atitudinilor lui de opozant al regimului comunist din România, ca și a comunismului în general, mai ales cel sovietic, ar spune, acest pretext al imperialismului rusesc din totdeauna. Paul Goma s-a manifestat încă din studenție ca opozant, ceea ce i-a adus o condamnare de 2 ani în urma unei anchete nemiloase a securității, condamnare urmată de alți 3 ani de domiciliu obligatoriu în Bărăgan. Mai târziu, în 1968, după ocuparea samavolnică a Cehoslovaciei de către sovietici și sateliții săi mai puțin românii, la fel ca mulți intelectuali, a fost și el înșelat de aparențele oferite de Nicolae Ceaușescu. S-a înscris în partid și a cerut să facă parte din unitățile așa ziselor gărzi patriotice create atunci. După 9 ani, în 1977, a realizat imensa minciună a celor proferate de Ceaușescu,
dar și influențat de documentul redactat în ianuarie acelui an de Václav Havel, Jan Potocka, Jiří Hájek și Pavel Pokut, intelectuali cehoslovaci, document denumit Carta 77. Paul Goma și-a pus și el semnătura pe acest document. Nu doresc să intru prea mult într-o analiză a situației atât interne cât și internaționale. Totuși, mai ales pentru cei care n-au cunoscut nemijlocit perioada, voi aminti câteva evenimente din acel an 1977. Mai întâi precizez, Carta 77 a cehoslovacilor era o critică a regimului comunist cehoslovac pentru nerespectarea drepturilor omului și nepunerea în aplicare a unor documente și tratate internaționale la care aderaseră conducătorii cehoslovaci înscăunați de sovietici. Paul Goma s-a solidarizat deschis cu această carte, creindu-se apoi și în România ceea ce a fost denumită Mișcarea Goma. Nu voi intra însă în amănuntele acestei faze, care a reprezentat totuși un reper în istoria recentă a României. Paul Goma este persecutat de securitate, arestat și practic obligat să se exileze. Va trebui să menționez că după ce a luat ființă Mișcarea Goma în favoarea respectării drepturilor omului, în ianuarie 1977 s-a creat, a urmat, greva minerilor din Valea Jiului, în august același an, crearea Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii, predicile părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa la Biserica Radu Vodă din București, care a dus la arestarea și condamnarea acestuia. Apoi manifestările publice ale unor opozanți și disidenți, ca Mihai Botez, Radu Filipescu, Doina Cornea, Oni Brădian, Florin Tudoran și mulți alții. Acel an 1977 a însemnat atât la figurat cât și la propriu un cutremur nu numai al Pământului la 4 martie, dar și al oamenilor. În același an, profitându-se de cumplitele distrugeri ale cutremurului în multe localități din țară și în special în București, Ceaușescu a pus în aplicare legea elaborată cu ani înainte, așa zisa sistematizare, prin care 900 din cele 2700 de comune urmau să dispară, iar din numărul satelor de 13.123 urmau să rămână doar 5-6.000. Regimul din țară devenea tot mai dur pentru întreaga populație. Tot felul de hotărâri și dispoziții ale Partidului Comunist, care în fapt se substituise statului, erau luate cu totul arbitrar de către conducătorii acelui partid, a cărui unealtă fidelă până în 1989 a fost Securitatea. Paul Goma se instalează la Paris și după ce fusese practic expulzat, datorită probabil și numeroaselor manifestări organizate la Paris de exilați, în special de Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului în România și Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, care își aveau sediul la Paris. Ajuns în lumea liberă, Paul Goma nu încetează să se manifeste împotriva regimului din țară, din Ceaușima, cum era denumită România în presa franceză. Aici el scrie, publică, în traducere franceză, o serie de cărți, ca și prima sa carte apărută în coeleton în limba română, din Calidor, publicată în revista Dialog, ce apărea în Germania, în redacția lui Ion Soraru. Doresc să vă mai împățișez doar un citat din cartea Gherla Lătești, publicată în românește, la București, în editura Cartea Veche, în 2008. Citatul reprezintă o opinie a lui Paul Goma. Libertatea se cucerește mai întâi dinăuntru. Ca să devii liber, trebuie mai întâi să vrei, să dorești să fii liber. Apoi să-ți propui să faci totul ca să te liberezi. Sigur că acest citat poate fi înlocuit cu un altul, dar el este mai degrabă al unui om politic care a murit la Sighet, care spunea și el, libertățile publice
se cuceresc uneori fără jertfe, dar se păstrează numai cu jertfe. În încheiere, vă voi citi un document din Arhiva Fostei Securități, care îl privește pe Paul Goma, după ce acesta se instalase în Franța și colabora la postul de Radio Europa Liberă. Acest document exprimă, cred eu, foarte clar cum activea unealta Partidului Comunist Român împotriva noastră, a celor care îndrăzneam să împlântăm public, așa după cum a făcut-o Paul Goma. Este un document, numărul 225, din 24 iunie 1981, strict secret, notă. Raportăm că pe baza ordinului și indicațiilor tovarășului general locotenent Nicolae Pleșiță, adjunct al ministrului de șef al unității militare 0544, privind folosirea de agentură dublă și inițierea de combinații informativ-operative pentru implicarea unor servicii de informații și contrainformații străine în acțiuni de compromitere și de izolare a angajaților și colaboratorilor Europei Libere, am întreprins următoarele măsuri. În cazul Paul Gog, printr-o sursă externă care are legături cu serviciul de informații vest-german BND, Serviciul de Contrainformații francez TST și cel englez, s-au plasat în martie anul curent într-o formă plauzibilă, date și argumente, din care să rezulte că acesta a devenit și a ajuns disident în Occident ca urmare a faptului că este agent KGB și că toate acțiunile sale antiromânești nu reprezintă altceva decât diversiune politică și manevre tactice prin care se urmărește subminarea politicii de independență și suveranitate a Republicii Socialiste România. De asemenea, sursei i s-a prezentat date din care rezultă că Paul Goma are legături prin socul său, năbodarul Petre Ferminan, din București, cu Ilie Constantinovski, cetățean sovietic original din Basarabia, colonel KGB, membru al Uniunii Scriitorilor din URSS, care vizitează frecvent România. La sugestia noastră, sursa respectivă a întocmit un raport pe baza datelor furnizate de noi, pe care le-a prezentat conducerii secției pentru România Europei Libere, date care au ajuns astfel și la CIA. Această sursă a plasat datele respective și la lui Helmut Fischer, cadru al Serviciului de Informații Vest-German, BND, și lui Pierre de Villemare, ofițer superior al Serviciului de Contrainformații franceze, TST, și legăturii sale din Anglia. În paralel, pentru susținerea acestei versiuni, am redactat și trimis la agenția de știri Vox Mundi din Berlinul Occidental, folosită de CIA, o scrisoare și o fotografie reprezentându-l pe năbodarul însoțit de Constantinovski, plimbându-se prin București, urmând ca o sursă a noastră să folosească aceste documente pentru demascarea publică a lui Paul Gog. În urma acestor măsuri și combinații informativ-operative, atât Europa Liberă, cât și postul de radio Vest-German Deutsche Welle au încetat să-l mai folosească pe Paul Gog în emisiuni și redactarea de material. Prin posibilitățile specifice muncii noastre, am verificat efectul măsurilor întreprinse de noi în acest caz, rezultând că atât conducerea americană a Europei Libere, cât și angajații și colaboratorii secției pentru România, a acestui post de radio, îl suspicionează pe Paul Goma ca agent KGB, l-au izolat și au renunțat la serviciile sale. Văzându-se izolat, Paul Goma a început să manifeste nemulțumit de atitudinea celor de Europa Liberă, inclusiv față de Noel Bernard, care l-au îngrenat în activitatea de disidență și apoi l-au abandonat, de fapt, ce a contribuit la adâncirea conflictelor dintre aceștia. Și aici se termină acest document. Aș dori să vă mai spun încă un lucru care face obiectul unei declarații publice pe care am fost rugat să o fac și pe care am fost convins că trebuie să fie făcut. În ultima vreme, în anumite cercuri intelectuale,
s-a răspândit sau a început să se răspândească un zvon precum că Paul Goma ar fi colaborat cu securitatea. Aceasta bazându-se pe niște dosare care s-ar găsi la CNSAS. Într-adevăr, există niște dosare pe numele lui Paul Goma. E un dosar informativ de 21 de volume, vreo două dosare penale. Și mai există și un dosar de rețea pe nume Paul Goma. Dosarele de rețea sunt acele dosare în care anumiți cetățeni ar fi colaborat cu securitatea sau se intenționa să fie recrutați pentru colaborare. Ori, fiind membru al Colegiului CNSAS, am căutat, în fine, cu foarte repede să văd acest dosar, ajungându-mi se la urechi aceste zvonuri. Și acum două zile am văzut acest dosar de rețea, care conține 6 file, de fapt este microfilmat, în care este vorba de Paul Goma, dar un alt Paul Goma. Un Paul Goma născut în același an cu realul și prietenul nostru Paul Goma, dar altă dată de naștere și, bineînțeles, în alt loc de naștere. Paul Goma e născut în Basarabia. Acest personaj, Paul Goma, născut în județul Prahova. De părinți, mă rog, care au alt nume, nu mă pot permite să fac publică aceste nume, pentru că printr-o lege recentă sunt interzise aceste lucruri. Dar vreau să atrag atenția că există această, adică ar fi putut să existe această confuzie. Ori, acel Paul Goma, născut în județul Prahova, recte la Filipești, a fost condamnat și el 2 ani, ca și Paul Goma, pentru că a făcut niște manifeste, Și că, întrebat în timpul anchetei cum a ajuns să fac aceste manifeste, a spus că mi-am fost influențat de elemente legionare care au fost în rezistență în munți, au luptat acolo și dând și niște nume ale acelor oameni care l-au inspirat. Și asta țineam să vă spun, adică să se, mă rog, se clarifice această chestiune, pentru că trebuia să fie clarificată pentru a nu da naștere la tot felul de concluzii care ar fi putut să existe. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Îi invit pe primii 5 vorbitori de prima sesiune să ia loc la masă și pe doamna Flori Bălănescu, reprezentanta editorialului Paul Goma România și cercetător la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, să modereze prima sesiune. Când a pomenit despre dosarul de rețea lui Paul Goma, eu practic m-am speriat.
am văzut ca și colega mea de alături că toate dosarele aflate în arhiva acelui sastului pe numele Nicolae Goma, știm câte sunt și informative și personale, dar nu știam că ar avea și dosar de rețea și chiar mă întrebam de ce noi nu l-am primit. Mă întrebam unde. Paul Goma, numărul 2, cred că știu cine este, a fost consilier legal, dacă nu mă înșel, din județul Bacova. Și întâmplarea anecdotică face ca Paul Goma, despre care vorbim astăzi, să fi fost botezat după acest consilier legal. Paul Goma însuși povestește undeva că, potrivit tradiției din Basarabia, ar fi trebuit să poată numele Pavel, după tradiția ortodoxă, fratele său murise, care murise din pe la un an sau un an și ceva, se numise Petru. Dar pentru că părinții lui aflaseră că în România exista un personaj înalt pentru vremurile acelea, un consilier regal, dar că nu avea un roman și care era din Cracova, nu cred că e o coincidență, au decis să-i spună Paul, gândindu-se că îi va purta noroc. Cât noroc i-a purtat, cred că știm cu toții. Să trecem la desfășurarea programului nostru. Prima noastră vorbitoare este doamna Mariana Siboș, care este scriitoare, traducătoare, critic și istoric literar. În perioada 2006-2010 a fost ambasadoarea României în Columbia și ceea ce ne interesează pe noi cu predilecție este realizatoarea documentarului Strict Secret Paul Goma, realizat la televiziunea română în 2005, un documentar care a fost reluat de câteva ori, nu știu exact de câte ori, dar știu că la cererea publicului. Dintre publicațiile recente ale Binelii, Destinul unui dizident Paul Goma, care a apărut în toamna anului trecut în a doua ediție revăzută și adăugită, și mai adaug că așteptăm cu nerăbdare volumul al doilea, care știu că este în faza de finisare. Vă rog, domnule. Nu, e bună ziua tuturor și vă mulțumesc că ați venit și constat că au venit nu numai vorbitorii invitații unui simpozion, ci și alte persoane care au venit de la Oradea, de exemplu, sau din alte zone ale țării pentru acest simpozion. Liliana Porunca a fost foarte modestă. Este coordonatoarea, dar este inițiatoarea acestui simpozion și toată munca și tot meritul acestui simpozion îi se datorează. Ceea ce nu înseamnă că nu a avut sprijinul actualei conduce a Institutului Ilice, care un timp foarte lung, pentru care eu mulțumesc personal că eu nu credeam că o să fie vreodată posibil, posibilă organizarea unui asemenea simpozion. Asta doamnă la lansarea cărților de la editura Ratio Evreiei, care are cărțile expuse acolo, cărțile lui Paul Goma. Eu am spus că anul viitor se primesc, Paul Goma împlinește 80 de ani și dacă nimeni nu va organiza oficial, noi, cu inițiative proprii, vom face ca în fiecare lună să se vorbească despre Paul Goma 80 de ani. Și ne-am ținut de cuvânt, a fost organizat un simpozion la Oradea, se află aici, am spus să o cunoașteți în partea a doua, un organizator împreună cu editura Ratio de Revelatio și am fost în orice oraș din România unde am fost chemată, chiar dacă am vorbit pentru 10 oameni, eu am dus să vorbesc despre Paul Goma 80 de ani. Minunea aceasta care se întâmplă astăzi, cred că este răsplata pe care încă o aștepta, cred că nici nu mai aștepta Paul Goma după 26 de ani de libertate. De aceea, comunicarea mea se numește De ce nu am avut nevoie de Paul Goma? Dar eu n-am dorit să se pună semnul întrebării, nu știu dacă s-a pus, pentru că nu e o interogație, este o... Această aparentă interogație înseamnă că nu am avut nevoie de Paul Goma. Și am încercat să vedem de unde am plecat în 1990, practic, imediat după 22 decembrie. Însă, înainte de orice, fiindcă nu avem un salut de la Paul Goma, am pregătit un fragment din filmul meu, e foarte scurt, prefer să iau din spiciul meu minutele respective,
ca să-l vedeți și pe Paul Boma și se leagă foarte mult. Tot filmul este postat acum pe site-ul Lazio et Revelatio. Este al cincilea film făcut pentru TVR. Am făcut în 97 două emisiuni și apoi încă două, toate la Paris. Și ăsta e, de fapt, un film documentar, nu e chiar o emisiune, pentru că am fost la Paris cu bani dați de televiziunea română. Înainte mă duceam pe control pentru un operator plătit de mine cu resursele mele proprii și făceam emisiuni pe TVR, pentru TVR, cu banii mei. Dar aceasta a fost organizată cu ajutorul, această deplasare, directorului de programe Tipidincă, un om excepțional, care îi mulțumesc și căruia nu mi-a fost teamă, în plin scandal, ca au fost multe scandaluri, Paul Goma, să aprobe această emisiune și să o difuzeze pe toate canalele, TVR1, TVR2, TVR Cultural, TVR Internațional și așa mai departe. Chiar și la 2 ani după ce a fost creat. Vă las să vedeți aceste 5 minute din film, nu știu dacă am pus exact ce și cum, dar vine exact în completarea a ceea ce spunea domnul Dinu Zambilescu și se referă înainte, dacă prinde un pic, chiar la oriunde ar fi. Cu toate acestea, la câteva zile de la sosirea la Paris, Paul Goma organizează o conferință de presă. Inițiatorul este răsplătit. Reținerea lui s-a făcut pentru a acoperi colaborarea sa cu organele de securitate. Pentru realizarea celor propuse, vom acționa succesiv în două etape. La început se va crea atmosfera corespunzătoare în rândul oamenilor de cultură din țară și, în următoarea etapă, acesta să-și producă ecoul în cercurile similare din străinătate. Securitatea a răspândit zvonul și partea a doua din culoarea curubeului stă mărturia, că sunt documentele inii ale securității. Care spun, trebuie să răspândim, trebuie să îl facem pe oameni să creadă că. Și spune ce? Să lucrăm cu, în special, cu evreii și cu Israelul, ca să spunem că este un antisemit și în același timp să spunem că este un jidovit și așa mai departe. Trebuie să lucrăm cu francezii, cu așa. Deci, asta e o metodă veche. Eu ce să spun la faptul că Pleșiță pretinde, nu pretinde, afirmă. Așa? Și lumea îl crede. Pe cum nu? Că e la fost general. Și a fost și chiar ministrul Ațu. Că spune că el, adică securitatea, m-a trimis pe mine cu misie în Occident. Nu? Eu ce să zic? Ba, mătii, nu pot să spun. Și n-am nici dovezi. La 20 noiembrie 1977, presa din lumea întreagă relatează despre sosirea scriitorului la Paris. La aeroport, el și familia sa sunt așteptați de personalități din opoziția anticomunistă din exil și de o armată de jurnaliști. Cu o zi înainte de plecare, generalul Pleșiță îl convocase în biroul său să-l convingă să nu povestească nimic în Occident, pentru că dacă nu-și va ține gura, brațul revoluției este lung și îl va ajunge oriunde ar fi. Cu toate acestea, la câteva zile de la sosirea la Paris, Paul Goma organizează o conferință de presă. Și am povestit tot ce am promis că povestesc. Am început cu ceilalți, cum i-a bătut, cum i-a împiedicat să vină până la noi, cum i-a luat acolo și dus la milițiile din drumul tabelei. Cum îi împiedicau din Gara de Nord, că-mi povestea unii din Gara de Nord, să bă, tu ești pentru Goma, n-a pașaport și nu te duce la Goma. Și asta producea ilanitate, era o chestie nouă. Nicio altă țară nu făcea așa ceva. Sau îl lua pe nenorocitul care avea ieșit de la mine, îl bătea de rugă și în postul de miliție, unde lucrau tovarășii noștri securiști, după ce îl bătea și îl nebunea, zicea, băi, trebuie să retragi semnătura și noi îți dăm pașaport, pentru tine și pentru familie. Și le dădeau pașaport. Am întâlnit 10 de cazuri. Bă, chiar și pentru români era o noutate, chiar și pentru legislație română, ceea ce povestesc, dar pentru occidentali. Și după aceea am povestit îndelung și îndelat relațiile mele cu Burtică, târgul ăla că în publică, de nu știu ce, dacă o las mai moale, și de Pleșiță. De Pleșiță am vorbit îndelung de Pleșiță. Cu chestia cu trasul de barbă, cu așa.
și acuzațiile lui care au făcut senzație, adică m-a acuzat că sunt legionar fascist, traducea traducătorul. Dacă spui legionare, înțeleg legiunea, din legiunea lor străină. Așa. Deci, fascist și jidan, iupan. Ce provoca egalitate? Că așa mergea plești. Bă, legionare, jidane, jădane, pronunțare. Și, imediat după povestea asta, au mai rămas alți interesați, prieteni, editori de la Galimar. Și s-a apropiat, pâș, unul care s-a recomandat, Claude Duron. Ai, Lucone, nume, Lucone, o zi de editor de Sorgeniță. E de Bucovskie, care zis eu. E de Valesa. El nu mi-a propus, ci a pus o întrebare. Ce ar fi dacă ați scrie pentru noi, pentru Săi, el era la Săi atunci, o carte de mărturii. Și Paul Goma a scris Culoarea curcubeului. În traducere franceză, cartea se va numi Cutremurul oamenilor și va fi lansată la 5 martie 1979 în prezența lui Eugen Ionescu și a lui Fernando Arrabal. Toate marile reviste și ziare o recenzează elogios. Paul Goma era liber, dar nu îi uită pe cei rămași în țară. Pretutindeni unde este invitat, în Anglia, în Germania, în Statele Unite, în conferințe, interviuri, articole, intervenții la radio și televiziune, scriitorul demască atrocitățile regimului Ceaușescu. Dar brațul securității era într-adevăr lung. La 3 februarie 1981 primește prin poștă, expediat de la Madrid, un colet bombă care îl va răni pe șeful echipei de artificieri ai poliției franceze, chemate de Paul Goma. Peste câteva luni, în același an, ofițerul de securitate Haiducu primește ordin să-l asasineze. Haiducu dezvăluie totul poliției franceze. Paul Goma trebuia otrăvit cu aceeași substanță care fusese administrată în doze mici la Rahova și care urma acum să-i provoace în 48 de ore un infarct fără să lase urme. Despre toate aceste încercări de lichidare a sa, Paul Goma va povesti în volumul Soldatul Câinelui. Există de asemenea mărturia publică a lui Haiducu din cartea pe care a publicat-o în Franța și din interviul acordat apoi televiziunii franceze. Lipsesc însă documentele din arhive. Serviciul de informații externe a comunicat că Paul Goma nu figurează în evidențele lor. Autorii acestor raportate sunt însă printre noi. Eu sunt convins că, deși eu am murit de vreo 16 ori până acum și tot nemort am rămas, până la urmă tot eu voi muri, iar ei vor rămâne securiștii, bestiile, criminalii, vor rămâne, nu asta mă deranjează, ci și nici măcar faptul că nu sunt în pușcărie, să sufere ei ce am suferit noi, din pricina lor. Și este jalnic pentru românimea noastră dragă, că acești criminali nu vor trece măcar așa plimbându-se prin fața unui complet de judecată. Dacă mulți mă întreabă și azi, dar ce are Paul Goma cu toată lumea,
Vă rog să vă credeți că ne-am întrebat același lucru poate și despre Macedonski astăzi. Asta nu înseamnă că Macedonski nu e mare poet și că Paul Goma nu este mare scriitor. Revin, filmul a fost făcut în 2005. Cum stăm astăzi? La fel, niciodată nu i-au fost recunoscute meritele oficial cu Paul Goma în România. În Ungaria, da, a fost decorat de statul maghiar pentru solidaritatea cu Revoluția din Ungaria, pentru care a fost condamnat prima oară student luat de pe holul facultății, în 1956. Niciodată nu a fost invitat oficial, cu o singură excepție, Ion Iliescu, care în al doilea mandat a vrut să se împace cu toată lumea, l-a chemat pe regele Mihaela Cotrocene, am fost de față. Regele a acceptat, dar nu l-a privit niciodată pe Ion Iliescu și a spus în cuvântarea lui, e publicată în România Liberă din acea vreme, că asta nu înseamnă că cei ce s-a făcut în primii ani de după 90 poate fi trecut cu vederea de către istorie, nu de el personal. Știți că nu are niciun fel de rancun. Și a decorat Europa Liberă, am fost și atunci de față, făcea parte din Consiliul de Administrație al Radioului, propusă de președintele Constantinescu, împreună cu Andrei Dumitriu, era aici, care era director președinte general, și ne invitau, pentru că rămăsesem în Consiliul următor, dar ne-am dat de jos, n-am mai stat mult, deși aveam beneficiu, tot, profit, rezultate, grevă de solidaritate a orchestrei filaronici, noi, luni șase luni, cântau cu banderolă albă, ne-au schimbat. E, mergeam la Cotroceni ca invitată a președinției, ca să spun așa, dar nu a președinției numită acolo, nu a președinției Ion Iliescu. Și am fost de față la decorarea Europei Libere. Și atunci, Ion Iliescu a recunoscut că bombele puse la Europa Liberă și atentatele împotriva premierii a exilului, unul era Tănescu, unul era Paul Goma, acest atentat bombă, au fost puse la cale de securitate, dar documentele n-au ieșit nici până astăzi. Dar Ion Iliescu nu avea acces la arhivele, spunea că n-a avut treabă cu securitatea, el a fost doar secretar de partid. Dar el știa lucrul acesta și a recunoscut. Știa că au fost organizate de securitate, bineînțeles că știa tot. Că ați prins secretar de partid în Iași și așa. Era practic responsabilul securității de acolo. Și a treia încercare a lui Ion Iliescu a fost să-l cheme pe Paul Goma în țară. I-a trimis o scrisoare și Paul Goma a răspuns simplu, am luat not. Cum să-l cheme pe Paul Goma în țară, dacă Paul Goma nu avea o locuință? Nu i s-a spus absolut nimic. Veniți, bine, veniți în gara de not și ce faceți? Paul Goma a luat, e a doua scrisoare. Prima e reprodusă în toate cărțile și în cartea mea. Prima scrisoare din 94. Bun, deci niciodată nu a fost, nu i s-a asigurat o locuință, Gelu Voican Voiculescu, locuiește în locuință de protocol, deși nu mai e demnitar, și astăzi. Dan Iosif a locuit în locuință de protocol când a murit, Dumnezeu să-l ierte. Niciodată nu s-a găsit o locuință pentru Paul Goma, când vorba lui Nichita era tânăr și la Târgu Mureș, eu am pus pe, am insistat să se pună această fotografie, pe afiș, că toată lumea știe, cine știe, pe Paul Goma așa din fotografii, cu barbă, nu știu ce, nervos, vorbind rapid, agitat, cine l-a văzut la emisiune. Dar Paul Goma, o să dăm și fotografii din mana, din toată evoluția lui și o să-l vedeți când a fost deportat în Bărăgan după închisoarea de la Gherla, prima închisoare, aici cu părinții lui la mana, acolo se vede din Calidorul, cei care știu cartea, nu mai există la azi, în filmul meu am filmat casa, aici este elev la Sibiu, de unde a fost exmatriculat în ultimul an, înainte de ultimul an, pentru că vorbise cu colegii lui despre partizanii din munți, despre ce se întâmplă în munți și cum îi aduce în gară ca pe niște rușteni după ce îi asasinau în munți. Și atunci a fost exmatriculat, a fost din toate liceele din țară, dar un director de liceu din Făgăraș l-a scris în ultima clasă de liceu, încălcând dispoziția și așa a putut să termine Paul Goma liceul. Aici, așa era Bărăgan unde a fost deportația, ale erau niște colibe, pur și simplu, cu stuf, fostele colibe ale deportațiilor din de în epoca lui Tito. Atunci a fost construit acesta, azi nu mai există. Adrian Maron spunea că Marinon spunea că avea, că și el era acolo și soția, asta e soția unui alt deportat, care acolo unde, unde sanatul la Prăpădile dădea lecții de pian, Paul Goma, când a făcut ostinatul, e un termen muzical. Trecem mai departe.
Și aici era cu flori, singura distracție a lor, mersul cu bicicleta pe Azinova, uitați căsuțele lor. Și acolo veneau părinții să-l vadă și la provizionau cu tărți. Deci după ce a ieșit în închisoare, n-a fost nici măcar o oră acasă, mama lui s-a urcat în tren, că i-a reușit să-i dea un telefon, că mă duce în Bălăgan. Și când el s-a ridicat să-i pună bagajul sus mamei, zice, vai băietul mamei, dacă n-ai nici cămeșă. Asta povestește în primul meu. Și zice, n-am, că n-am, că era o vorba, mai găsi. Cu ce arestaseră, așa a rămas, vorbim de drepturile omului de azi și de cât suferă arestații noștri de astăzi. Tatăl lui a făcut nenumărate cereri, a fost luat de pe holul facultății cu ce era pe el și era în noiembrie și dați-mi voie să-i duc măcar schimburi, să-i duc țigări și slănină, asta la pachet. Nu i-a dat voie niciodată, n-a fost judecat decât după 6-7 luni și până atunci n-a avut drept la pachet. Aici este deja la Paris cu Monica Rodinescu. Trecem mai departe cu Helmut Kohl. Îl vedeți pe Paul Goma? Mai departe. Sau merge singur. Da, și aici e decorat de statul maghiar, iar mai înainte era la o manifestație pentru România. Unde a fost arestat la manifestație. Da, și cine era sus și indica pe cine să aresteze. Acestea au fost fotografiile. Acum, ne întoarcem în 1990. Eu când am cerut la SIE, nu era Mihail Ivan Mureanu, deci mi-am cerut încă din 99 documente, nu era nici CNSAS-ul. Mi s-a spus că n-are dosar SIE. Și nici eu nu știam. Și eu am cercetat, eu am plătit 1 milioane ca să fotocopiez documentele de la CNSAS, că se poate dispar de acolo. Când am plecat în Columbia, zic că tot nu mai e CNSAS-ul. Și atunci am fotocopiat, am plătit, ca să am documentele acasă. Mi s-a spus că n-are dosar și n-a trimis de la SIE. Apare acum, asta e vorba simpozionului, ca fiind acest dosar. M-a abat un pic de la tema mea, pentru că și eu dezvăluie ceva. Cartea pe care o vedeți acum, în ediția superbă de la Ratio et Revelatio, Culoarea Cuvântului, se termină și spune și Paul Coma, sunt documente trimise de stăjărele orașul, copiile de el și trimise. Ei bine, se oprește odată cu plecarea lui în exil. Eu am descoperit documentele pe care le-am acasă, au existat mai mulți Paul Coma, numai acestea. Din dosarul SIE. Ce-am descoperit? A văzut niște imagini dintr-un bloc. Când Paul Goma a ieșit din a doua închisoare, ca să răspândească zvonul că e omul securității, după ce Ana fusese mutată într-o singură cameră cu copilul mic de un an la mama mea din nu știu unde, din locuința lor, ei bine, lui Paul Goma i s-a dat un apartament mai mare, avea de două camere, i s-a dat unul de trei camere. A fost angajat la biblioteca, a ales da, la secția de arhive, în casele Brătianu, că tot e domnul Zafir, spui aici. Ei bine, și-au răspândit singur, dar Paul Coma zice, minusea vopsi proaspăt acolo unde lucram și am microfoane, ce nu vă puteți închipui. Ei bine, în document să răspândească zvonul, că uite, eu cu securității, voi ați semnat ca proștii apelul lui, a suferit, a fost bătut, dar el, uite, acum beneficiază de aceste recompense. Ei bine, acela era blocul unde a fost mutat și am descoperit că a stat prima fază pe compozitorilor unde locuiam și eu, iar în a doua fază, în 77, chiar când mă mutasem eu în august, acolo era și Paul Goma la câteva blocuri distanță de mine. El nu știa că se cheamă Lunga Siretului, e strada pe care locuiesc și i-am fotografiat blocul, cum l-am descoperit. Operatorul pe care ați văzut aici, un operator Ioniță, a filmat, nu, când m-am dus să filmez, zice, păi băiatul cu Filip a venit copilării cu mine, băiatul lui Paul Goma, Filip, ieșea la Paul Goma să-l plimbe, zic, unde? Și pe strada Lunga Siretului, operatorul era pe aceea stradă, nu sunt coincidențe foarte interesante, și mi-a adus fotografii cu operatorul mic, el era mai mare de vreo 10 ani, și cu Ana ieșind cu Filip cu căruțul să-l plimbe. Și ce mi-a spus băiatul ăsta? Locul pe care l-ați văzut. Toată scara era plină de ofițeri de securitate, scara unde dăduse lui Paul, apartamentul. De ce și-a dat seama? Că după ce Paul Goma a plecat în exil, s-a eliberat toată scara, s-a dat la liber. Cine vrea în locuință, în drumul taberei. Ca să vedeți până unde mergeau. Va mai mult decât atât. După ce a fost arestat și după ce a plecat, la telefoanele lui Paul Goma, am documente, răspundea o voce, Paul Goma, pentru că știrea arestării lui, de exemplu, n-a apărut decât după vreo vreo 6 zile, răspundea cineva care spunea, suna o, în Baia Mare. Domnul Goma, da, vreau să semnez și eu apelul. Da, poftiți, sigur că da, și l-aștepta securitatea și așa mai departe. Dar la telefon răspundea cu Paul Goma. În locuința de aici, la fel, răspundea. Paul era la Paris, dar aici răspundea cu Paul Goma. Bun.
Suntem în 1990. Am avut nevoie de Paul Goma. Toată lumea spune că vorbesc repede ca să economisesc timp. Avem nevoie de Paul Goma. Nimeni nu a adus aminte de Paul Goma. Nimeni. Deși, îndrăznesc acum mai ales că a apărut și cartea Gabriele Adamșteanu, Anii Romantici, despre cum a fost creată revista 22. Paul Goma spunea, da, Înființa 22 sau da, mari, societate civilă cu voie de la Bocani, spunea. De ce spuneți așa? Pentru noi 22 a însemnat, și a însemnat, nu trebuie să spun. Dar 22, în primul număr, cine dă intervine? Nu Paul Goma. Am descoperit acum numărul, l-am acasă la arhivă. Bocani. Ne vorbim la pagina 22, atunci nu realizam noi ce se mai vede. Cine a venit de la Paris, deci putea să vină și cu un interviu de la Paul Goma, Gabriela, și știu și eu primul reportofon, l-am avut în 92 de la Dreptatea. Nu aveam reportofoane, nu puteai să trimiți, nu erau fonduri să filmezi pe Paul Goma la Paris și să duci să publici un interviu. Dar nu în organizatorii grupului pentru dialog social, și avem aici trei invitați de marcă de la Paris, cercetători istorici. Cercetători și istorici și cunoscători, era un om pe care Monica Luminescu laudă mai mult decât pe cei prezenți aici. Vreți să-i dau numele? O să-i dau numele. Mihnea Belindei. Ei bine, a venit de la Paris să înființeze grupul pentru dialog social. Nu putea să aibă un funcționar, nu te-a întâlnit cu Paul Goma, nu știu de ce. Toată lumea se întreabă de ce nu avem un Havel. Au apărut cărțile lui Havel. Cum a ajuns Havel președinte? Venirea lui a fost pregătită cu 2 ani înainte, când se simțea ceva, dacă s-a simțit la Paris că trebuie imediat să venim la București să înființăm grupul pentru dialog social, ceva se știa și la Paris. Primul interviu cu Paul Goma, în 22, când deja venise Gabriela Adamșteanu, care cunoștea și care a ajutat o să deputeze, povestește ea în Anii Romantici. Și spre surprinderea mea chiar vorbește frumos de data asta de Paul Goma, deși ei nu-și vorbesc. Ei bine, Gabriela a fost la Paris în iunie. A făcut interviu, am crezut, l-a reprodus exact, e reprodus în obsesia, am confundat interviul de aici și interviul din revistă. Interviul din revistă nu spune când a fost realizat, apare pe 10 august, 8 luni, da? Primul interviu cu Paul Goma. Am mai apărut ceva la Cluj, când Steaua, mi se pare, Ruxandra Cesăreanu, pusese la Paris, fică de fost deținut politic și așa mai departe. Dar în 22, și aici, Gabriela are onestitatea să spună că a fost realizat în iunie. Trebuie 2 luni să transmit un interviu. Sau nu știu dacă l-a făcut cu reportofonul, poate l-a făcut așa, întrebare-răspuns, că așa se făcea atunci. Nu știu. Vreau să precizez că numele pe care le dau aici, o să vorbesc și de Ana Daniela și de Gabriela Adamșteanu, sunt prietenele mele. Le-am admirat pentru ce-au făcut. Ana Blandiana, ce-a făcut la Siget, n-a făcut nimeni să mergi cu trenul cu vagon de noapte până la Siget, a fost la simpozioane, să stai într-un hotel care semăna aproape cu închisorile cu care am fost și eu. Are toate meritele, dar există nici orgolii omenești. Asta ajung și la Ana Blandiana. Cine era Paul Goma în 90? Revin acum, lăsăm disidența deoparte. Ca scriitor, Paul Goma avea publicate 5 cărți până în 90, în străinătate, la cele mai prestigioase edituri din Franța, Italia, Germania, Anglia, Suedia, Olanda, deci tradus în 6 limbi, niciun scriitor român până la vremea aceea, poate Petru Dumitriu fugit își aranjase publicarea cărților. Eu am căutat literatură română în Biblioteca Națională de la Matrici de la Paris. Petru Dumitriu, Nicolae Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu, români din exil, toți cu suecianii de la Paris, din Plăgoria, bineînțeles, dar din țară, apăreau cărțile publicate la noi în traduceri execrabile și trimise doar la bibliotecă, unde recenzanele, Lucian Blaga și așa mai departe. A pus o singură carte, cu jocul de porci. Tot cu sprijinul lui Paul Goma, că se uită în România, că Paul Goma a comandat o colecție la Galiman, cu fiul lui Nabokov. Și Paul Goma l-a ajutat și Dujor Nebojko Mișto cu un interviu, recunoaște pe mine pentru TVR, că dacă era Paul Goma, nu apărea cartea lui Sfas. Și mai apăruse istoria comunismului a lui Frunză, Dumnezeu să fie de la Uta Camerele de Lume, a Victor Frunză. Bun, fost lector la Ștefan Gheorghiu, dar a publicat această carte, scoasă în manuscris, pe foiță de țigare, scrisă un trăion pe care l-a scuțea la fiecare 2 luni. A expirat timp. Bun,
ca scriitor, nimeni n-a avut nevoie nici de scriitor. Credeți că România Literară i-a solicitat o colaborare, s-a vorbit despre el? Nu. Primul articol al lui Paul Goma în România apare pe 15 noiembrie, când era aniversare, comemorarea ceea ce a fost în Bașu. L-a cerut Petre Mihai Bătanu. Cine l-a publicat pe Paul Goma în România? În presă. Petre Mihai Bătanu, Aldine Bordonale Mihai Dreagă, Cotidianul cu Liviu Stoiciu, pe vremea lui Cristoiu. În revista Radioului este prima copertă de revistă și singura până azi în care Paul Goma este pe coperta unei reviste. Apar cine vrei și cine nu vrei, scriitori proletcultiști care au primit 80 de ani, apar pe coperta României Literare, niciodată Paul Goma. Deși Nicolae Manolescu, un editorialul de acum două săptămâni, zice, anul acesta, Paul Goma, nu e 20 de ani, că ce nu se printre alte lucruri. Apare, nu mai puțin, dacă mai dați un minut. La Paris, în 94, apar aceste două cărți, traduse și în românește, Viața în roșu, la Via în roșu. Doi autori în care vorbesc despre pionierii anticomuniști din Europa, Paul Goma, cu trei pagini întregi. În 98 apare în România Cartea Neagră a Comunismului, da? Fiindcă nu se vorbea prea mult de România, s-a cerut editura Cumadita, s-a însărcinat un colectiv, căutați cartea ca să nu mai dau nume, să facă o adendă. Toată adenda o am fotocopiat aici, din toate paginile astea, numai două se referă la epoca Ceaușescu, restul la epoca de lupte anticomunist. Când se ajunge la Paul Goma, zice așa, încercarea de solidarizare, de ce încercare? A fost o singura mișcare care a fost coalizată și cu sute de semnături intelectuale și inclusiv muncitorii din Valea Jiului s-au solidarizat. Încercarea de solidarizare din Ceoslovacia, inițiată de scriitorul Paul Goma, este reprimată prin reținerea și anchetarilor, nu arestare, reținere și anchetare. În schimb, și aici vorbesc de micile orgolii omenești, Paul Goma are acolo două rânduri jumate. 30 august 88. Interzicerea de publicare a poetei Ana Vladiana în urma unui pamflet împotriva lui Ceaușescu. Nu era niciun pamflet, era un poem arpagic, care a fost interpretat de cineva ca un pamflet, fiindcă a făcea cu mâna oamenilor, cam așa, și a fost interzisă. Nu se spune că a fost interzisă câteva luni și după aceea i-au apărut în biblioteca pentru toți. După două luni a primit din nou drept de semnături. Așa. Acum, Paul Goma, și cu asta închei, a fost primul inițiator și a scris în ziua, că și ziua America, condamnarea crimelor comunismului, începând în 1940 cu Basarabia, cu pierderea Basarabiei. Paul Goma a dat în judecată securiștii care l-au torturat. S-a închis dosarul, procurorul a spus, Paul Goma a murit. Am putea face un apel acum să le deschidă dosarul. Paul Goma a murit. Un procuror din România nu mai putem continua cercetările. Eu am primit am făcut investigații. Paul Goma în Pleșiță este în dosarul care i s-a deschis, s-a conexat cu Șacalul și vom cerceta. Pleșița a murit. Ce-i drept acum? Datorită meritelor, Marius Oprea și actuala conducere, a apărut în sfârșit ce spunea Paul Goma, să-i văd trecând prin fața unei instanțe, dar Pleșița a murit și când a murit, Paul Goma l-a întrebat ziariștii, a murit Pleșița, că ea, dacă a murit, să fie sănătos. Ce poate să facă Paul Goma la 80 de ani? Mă opresc aici. De ce n-am avut nevoie de Paul Goma? Rămâne să medităm în continuare. Numai bine, bine. Îi mulțumim doamnei Mariana Sipuș. Ne pare rău că nu putem să o ascultăm mai mult, pentru că ne spune lucruri foarte interesante. Urmează domnul Matei Cazacu, de la Paris. Dumnealui este director de cercetare la Centrul Național de la Recherche Scientifique din Paris. Este eseist, istoric medievist și scriitor. Dintre publicațiile recente, Ioan Basara, un domn român la Institutul Țării Românești, a fost la Editura Cartier în 2003. Da, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Contribuția mea va fi mai ales de natură memorialistică. Sunt printre puținii care am rămas
pe care am făcut parte din mișcarea GOMA și Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului de la Paris, de la înființarea ei, în 1977. Și despre, vreau să vă întrețin, comunicarea mea e mai lungă, dar am o rezum oral și sper că va apărea publicată și deci putea să luați cunoștință de ea. Am să rezum mai ales câteva elemente care mi s-au părut importante și anume rolul lui Paul Goma în structurarea unei unități a exilului românesc. De la bun început, din 1946-47, exilul a încercat să se organizeze și avem mărturiile neprețuite a lui Grigore Gafencu, a lui Raul Bosi și ale altora, care vorbesc despre dificultățile pentru crearea Comitetului Național Român, primul organism dorit de Maestatea sa, Regele Mihai, și format în 1949 din reprezentanții ai partidelor politice, pe de o parte, și din personalități, mari personalități ai exilului, ca Cafecu, de exemplu, pe de alta, și prezidat de generalul Nicolae Rădescu. De la bun început, și o constatăm din toate mărturiile, acest comitet a fost străbătut de lupte de influență, de ego-uri nemăsurate și de chestiuni pecuniare, drept care a cunoscut, pe de o parte, mai mulți l-au părăsit, Gafencu în frunte și Rădescu, bineînțeles, iar apoi, în 1975, și-a încheiat activitatea cu subultimul președinte, Constantin Bișoianu, fără mare glorie. Din acel moment, alți oameni politici români, mai ales Nicolae Fenescu, fost ministru țărănist, au încercat să creeze un Consiliu Național Român, în special la Paris, și au procedat la o vastă operație de contactare a exilului, de difuziunea acestor păreri și mai ales de cerere de adeziune. Rezultatele au fost uimitoare, întrucât acest Consiliu trebuia să aibă un fel de bio-executiv de 15 membri, s-a constatat foarte rapid că un foarte mare număr, 9 din cei 15, erau membri ai Partidului Totul pentru Țară, ultimul avatar al Gărzii de Fier. Responsabilii lor, Coraciu Comăniciu și alții, anunțaseră că în viziunea lor, deci renunțau la violența politică, renunțau la extremism, recunoșteau democrația ca principiu superan și pe care trebuia să tindem, și recunoșteau pe Maestatea sa, Regele Mihai, deși până atunci îl acoperiseră cu lături, tratându-l în cel mai bun caz de trădătorul de la 23 august. În momentul în care s-a pus problema alegerii unui președinte al acestui Consiliu, s-a constatat că, aritmetic vorbind, cei 9 membri din 15 trebuiau să aleagă pe un membru al acestui partid. Și chestiunea a fost adusă, desigur, în fața Maestății sale Regelui și aici am permis să aduc o mărturie personală pe care o țin de la răposatul Dan cel Robodeanu. Singura persoană care făcea unanimitate în rândul exilului în acea perioadă, vorbesc de anii 1975-80, lăsăm la o parte pe Paul Goma, era Părintele Vasile Boldeanu, de la Biserica Română din Paris. Părintele Boldeanu, comandant legionar, fusese printre cei deportați în Germania, fusese la Buchenwald și devenise preot al Bisericii din 1958. Începând din 1972-73, fusese contactat de autoritățile române care doreau să pună mâna pe biserica din strada Jean de Bouvet și mai ales pe casa parohială. La început l-au luat cu binișorul, i s-a oferit o leafă, atât lui cât și episcopului Teofil Ionescu, pentru că aveam statut și de episcopie, deși eparhia era foarte săracă. I s-a permis tatălui, fetei și băiatului, părintelui Boldeanu, care erau reținuți în România, de la naștere, vorba aia, și pe care nu-i mai văzuse de peste 30 de ani, să vină să-l viziteze, băiatul chiar a rămas, și tatăl.
dar părintele Moldean a refuzat. A refuzat și a anunțat pe Enoriaș pe aceste tentative. Atunci autoritățile române au întors foaia, au trecut la măsuri dure. Un articol a apărut în ziarul Droit de Vivre, organ al Ligii Internaționale contra Antisemitismului, LICA, îl denunța ca pe un mare călău nazist, călău fascist, nu? Care în timpul reveniunii din 1941 trăgea cu mitraliera în evrei pe străzi de București, nu? Și care călăduiește liniștit la Paris, în timp ce Barbie, Lișca și alți călăi de același fel sunt urmăriți, judecați și așa mai departe. Articolul era semnat de un tânăr preot, Michel Philippe Laroche, care aparținea unei biserici numite Biserica Galiei, depinzând de simbolul român, și care este astăzi episcop ucrainian la Saint-Ouen, lângă Paris. Părintele Boldeanu a atacat deci în justiție publicația și pe autorul articolului și a câștigat. Procesul s-a derulat în 1973 și 1975, a fost de tot faptul. Am asistat și eu, abia venit la Paris la unele înfățișări. De la București au venit obișnuiții martori mincinoși care declarau cu toții că Popa Boldeanu se plimba și trăgea cu mitraliera pe București. Și când erau întrebați de judecător, dar l-ați văzut dumneavoastră? Nu, dar se știe. Dar dumneavoastră unde erați în momentul ăla? Mă ascundeam într-o pivniță, a spus. Deci, cum ați putut să-l vedeți? Ei, am auzit. Și alți mincinoși de acest fel, iar cel mai caragios a fost istoricul oficial al Gărzii de Fier din România, tovarășul Fătu, Mihai Fătu, care împreună cu tovarăș Pălățelu, ale cărui merite erau principal faptul că se ne spuse la Scornicești, posese o mare monografie asupra Gărzii de Fier. Și judecătorul, foarte abil, l-a întrebat, sunteți singurul specialist, da? Și cartea dumneavoastră este completă, da? Făcea vreo 400 de pagini. Da. Și ați cercetat arhivele, bibliotecile, martori, da, sigur. Și zice, regret foarte mult, spune judecătorul, că era un culpoi bătrân, că nu cunosc limba română ca să pot să mă împărtășesc și eu din aceste bogății, dar m-am uitat și eu la indicele cărți și constat cu mirare că numele lui Boldeanu, despre care spuneți că era adevăratul șef al Gărzii de Fier și că a făcut și adres, nici nu apare. Cum e posibil ca șeful acestei organizații într-o perioadă crucială, reveniunea din 41, dacă spuneți așa, că nu apare. E bine, să fi văzut multa profesorii. Asta era ceva extraordinar. Deci, avocatul Licăi era faimosul maître Robert Badinter, unul din tenorii baroului parizian, care a adus, pe lângă martorii mincinoși trimiși de ambasada României, un teac de fotocopii, dintre care dosarul de la siguranță al părintelui Boldeanu. Avocatul părintelui Boldeanu era maître V.V. Stanciu, un personaj destul de pitoresc, care era ca un clown trist, cu un accent românesc, adică teribil, cu cheștevu, așa de spunea, și care era mai mult criminolog. Dar nu era cunoscut ca penalist, dar a fost extraordinar. Pentru că toate aceste documente care i s-au adus practic în preziua celei de-a doua înfățișări, adică a pledoarilor, a spus de la bun început, n-au nicio valoare în justiție, sunt fotocopii. Sunt interesante totuși, pentru că dosarul de siguranță al lui Boldeanu se vede că pasajele pe care dumneavoastră le subliniați apărare, este un individ periculos, totdeauna înarmat, nu ezită să scoată pistolul și să tragă, sunt adăugate cu altă cerneală și cu în ortografia de după 1952. Ceea ce e foarte curios pentru un dosar din 1940. Deci, au pierdut procesul, părintele Boldeanu a câștigat și și-a câștigat simpatia și încrederea tuturor credincioșilor care i-au cerut doar atât, părinte.
renunțați la activitatea politică legionară, fiți păstorul tuturor și noi vă sprijinim. Părintele a promis și atunci a fost sprijinit cel mai puternic, fiindcă justiția într-adevăr este independentă în Franța, dar a fost sprijinit chiar de Loja Masonică România Unită, care a contactat Marele Orient al Franței și al cărui mare maestru s-a dus la președintele Giscard d'Estaing și a explicat că mai bine un popă fost legionar pocăit în mijlocul Parisului decât o biserică plină cu comuniști în sutane. Pe de altă parte, ambasada României îl câștigase pe primarul Parisului, Jacques Chirac, pe vremea aceea nu mai era prim-ministru, se certase cu Giscard d'Estaing și îl câștigaseră promițându-i că România va cumpăra anual 12.000 de piei tăpăcite din ținutul Corez, care era fieful electoral al domnului Chirac și mai este în continuare și al doamnei Chirac. Și pe chestia asta, primarul a ordonat prefectului de poliție să le jecteze pe popa de la biserică prin un simplu decret. Or, bineînțeles, toate acestea s-au aflat și credincioșii l-au apărat pe Părintele Bogdan. Bun, deci el era singurul om considerat a forma, a avea unanimitate în rândul românilor în acei ani și atunci a fost propus regele Mihai ca președinte la Consiliul Național Român. Contactat prin terț, Părintele Bogdan a acceptat și s-a hotărât ca regele să-i dea acordă această numire numai după ce vor avea o întrevedere secretă. Ei bine, destinul a avut altfel. În ajunul, în noaptea, dinaintea plecării discrete a părintelui la Geneva, a făcut o criză de flebită, dus la spitalul orașului Hotel Dieu, i s-a amputat piciorul drept și nu s-a mai putut duce, ba chiar s-a speriat atât de tare, încât a mărturisit camarazilor săi din legiune că, uite, acceptase să prezideze Consiliul Național Român și să-l întâlnească pe rege. La care camarazii, fiind de solicitudine, i-au urat sănătate în termeni pe care îi reproduci, pe care mi-a spus posatul Dan Cernovodeanu, te-a bătut Dumnezeu și Arhanghelul Mihai Popo, care ai vrut să dai mâna cu trădătorul de la 20 de ani. În același timp, domnul Dinu Zanfirescu, aici prezent, releva în publicațiile Exilului că Partidul Totul pentru Țară, departe de a jura violența politică, de a accepta democrația și de a accepta, deci, persoana regelui Mihai, prin publicațiile sale, continua vechea tradiție, se declara regalist, dar nu mihăist, și considera că, că democrația duce la distrugerea unității românești, citat după Corneliu Zelea Codreanu, reprodus de Papanace, președintele Partidului Totul pentru Țară, care, aflam din presă, la 1 iulie 1980, se reproduse în secret în Spania, alegând ca președinte de onoare pe părintele Vasile Boldeanu. E, vă dați seama ce ar fi fost dacă era ales președinte al Consiliului Național Român. Interogat de Enoriaș, părinte, credeam că renunțase și la lupta politică, la legiune, la angajamentele vechi, părinte Boldeanu, bolnav și infirm, a spus, băieți, au vrut să aibă un ghid spiritual, m-au numit așa de formă. Chestiunea a căzut și a rămas atunci că singura formă de unificare a exilului era și a trebuit să fie un tip Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului în România și persoana lui Paul Goma. Fac parte dintre puținii care am mers la aeroport în noiembrie 1977 să-l întâmpinăm pe Goma la Paris. Și țin minte perfect că una din primele lui întrebări a fost ce face Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului în România? Nu publică nimic, nu se manifestă cu nimic receptiv. Da. Și noi habar n-aveam de ligă, am aflat că exista, cum se temea de din Nicolae Dianu, mă rog, de Costa Forul la început,
prin Culenian și am repus-o pe picioare, eliminând pe Virgil Beniamin și oamenii lui și din acel moment Liga a devenit, într-adevăr, această armă a săracului, Kalașnikovul săracului, cum spune Monica Loginescu, utilizând apărarea drepturilor omului stipulată prin actul de la Helsinki, ca armă supremă pe care Roma a mânuit-o și aici trebuie să aduc mărturia noastră de recunoștință atât diplomatului spaniol care a compus coșul 3 la Helsinki, cât și disidenților ruși, în mod greșit numiți disidenți, am o mică dezvoltare aici, numele a fost adoptat de KGB și de occidentali disident pentru că era necunoscut rușilor, la origine în rusește era inacobustiașcie, cei care gândesc altfel, oamenii care se separă, cei care erau din secolul 17 de Vieux Croyant și alții, deci și sub numele de disidenți au fost băgate o mulțime de mișcări de revoltă de, împotriva comunismului, evrei care vreau să emigreze, credincioșii care vreau să practice cultul liber și așa mai departe. Deci, Goma are dreptate că spune, eu nu sunt disident, sunt scriitor. Pentru că disident, explic în text, este un termen furtu care, pentru comoditate, a fost ales. Închei, deci, vreau să vă citesc faptul că președintele, omul către care trebuie să se îndrepte gândurile noastre în acest moment, afară de Goma, este Eugen Ionescu. Fără el, nu ni s-ar fi deschis nicio ușă din establishmentul politic, intelectual, cultural al Franței. Marie-France Ionescu și Mihnea de împreună sunt cei locomotivele ligii noastre. Eugen Ionescu a fost președintele de onoare al ligii și a regăsit o tinerețe extraordinară. Toate frustrările lui de combatant și le-a împlinit prin noi, prin Ligă, și el este autorul acelei geniale scrisori către Ceaușescu, pe care o dau la sfârșit, în care îi spune ești băiat destul de mare și ai înțeles destul de bine că românii nu te mai vor, uite ce-ți propun eu, să-ți dai demisia și îți fac cerere, invitație să vii în Franța să-ți găsești rând. Și textul a trecut la Europa Liberă, grație Monica Loginescu și prin Noel Bernat, și ca epilog, Monica povestește în memoriile ei, Eugen Ionescu îi telefona și îi spunea, am făcut un coșmar, sună la ușă, mă duc să deschis, cei doi Ceaușești cu valizele, care spun, ne-ați făcut chemarea, și promitem că o să citim cu mare atenție comentarea dumneavoastră, pentru că se anunță că a fi foarte interesantă. Urmează colega mea, Ana Maria Cătănuș, care este cercetător științific la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului din București. Este de asemenea redactor la revista Institutului care se numește Arhivele Totalitarismului. Și ultimul ei volum, în care Paul Goma beneficiază de un capitol aparte, apare chiar pe coperta cărții, se intitulează Vocația Libertății, forme de dizidență în România anilor 1970-1980 și a apărut anul trecut. Să mă duc cu picioare să ne vedem mai bine, pentru că până la urmă comunicarea mea este pentru dumneavoastră. Se vede? Da, se vede foarte bine. O să încep prin a spune că atunci când i-am propus colegei mele, Liliana, titlul comunicării, Paul Goma, povestea unei dizidențe flamboiante, a fost așa un pic stresată. Reiau și spun că atunci când i-am propus colegii mele, Liliana, titlul comunicării, a fost un pic stresată și se gândea că cum sună Paul Goma, dizidență flamboiantă. Am asigurat-o că nu are nimic legat de știrile bombă, de breaking news sau altceva. Pur și simplu, Paul Goma este un personaj strălucitor. Este ca o flacără. Și atunci este, mi s-a părut mie o asociere corectă, frumoasă și un pic literară.
ca să ieșim un pic din zona istoriei, în care eu și colega mea Florin ne scăldăm în zi de zi. Acum, trecând la comunicarea propriu-zisă, eu am încercat și o să încerc să mă opresc asupra momentului 1977. De ce doar acest moment? Atunci când încerc să vorbesc despre Paul Goma, este, sau să scrii, este foarte greu să te oprești și este foarte greu să cuprinzi o viață de om foarte bogată, foarte frumoasă, în 15 minute. Acesta este, este motivul pentru care mă voi referi în special la acest moment. Am să încep, mi s-a părut interesant și foarte potrivit să încep această comunicare cu un citat din Alexandru Sojeniță, din cartea lui Vițelul și Stejarul. Mi se pare că este un citat care se potrivește bine lui Goma, el sună în felul următor. Pentru scriitorii preocupați de adevăr, viața n-a fost niciodată simplă. Nu este și nici nu va fi. Pe unul a dobor calumnia, pe celălalt greul, pe acesta o nereușită viață de familie, pe acela ruina sau mizeria neagră și fără ieșire, unul a fost trimis la casa de nebuni, altul la închisoare. După cum am spus la început, citatul se aplică însă parția lui Goma. Viața lui nu a fost simplă, dimpotrivă. S-a confruntat cu calumnia, cu mizeria, cu sărăcia și cu închisoarea. Doar că toate aceste lucruri nu l-au dobărât. Am putea spune din nou, dimpotrivă. Sunt câteva decenii de când Goma a devenit subiect al cărților, al cărților proprii sau al cărților scrise de alții. Fie că este vorba despre literați, fie că este vorba despre istorici. Biografia lui Paul Goma este până îndoială foarte bogată. De aceea, cum am spus, ne vom limita doar la acest moment 1977. Însă nu putem să trecem pur și simplu să radem din biografia lui Goma atunci ce a existat înainte. Este necesară măcar o trecere rapidă din biografia sa. Multe din momentele importante au fost amintite aici de doamna Sipoș, de aceea nu voi insista pe ele. Voi încerca însă să le adaug acestor elemente, să spunem, de biografie, de cronologie, intervenția personală a lui Paul Goma. Intervenții pe care eu le-am regăsit în manuscrisele sale, este vorba despre cele câteva pagini pe care le-a scris în timpul arestului de la închisoarea Racova. El a fost îndemnat, să spunem, obligat să scrie ceea ce s-a numit, ar putea numi o autobiografie intitulată așa un pic literară, ce am fost, ce sunt, ce voi fi. Era o modalitate a securității de a-l determina pe Paul Goma să-și recunoască cumva greșelile. Goma nu este singurul căruia i s-a aplicat acest tratament, aflat aproape simultan în arest, istoricul Vlad Georgescu a fost pus să facă exact același lucru. Revenind însă la aceste însemnări, de aici am extras câteva lucruri care mi s-au părut importante, pentru că, așa cum v-am spus, ele reprezintă glasul lui Paul Goma. Și o să începem cu începutul, până la a deveni dizident, pentru că dizidenții nu apar peste noapte și nu se nasc de nicăieri. Este o construcție progresivă, este o construcție interioară la nivel interior, dar și la nivel exterior, în strânsă legătură cu evenimentele din viața fiecăruia. În cazul lui Paul Goma, lucrurile foarte traumatice. Începem cu momentul copilăriei, născut, cum s-a spus aici, toată lumea știe, în Basarabia. A fost prins în zona atunci când sovieticii au reocupat zona și Paul Goma își amintește despre sine. Eram un copil peste care au trecut cam prea multe evenimente brutale și cam prea devreme. A urmat, așa cum aminti și doamna Sipoș, refugiul în Transilvania, pierderea părinților care au fost la Securitatea Mediaș, exmatricularea, darea afară de la liceu și terminarea acestui acumare de facultate la Bucuraș. Și apoi, în 1954, un moment bun în viața lui Paul Goma, intră la facultate, de fapt la Institutul de Literatură și Critică Literară în Caieninscu. Și despre această perioadă Goma spunea, 2 ani frumoși, plini. Scriam proză, scriam scenarii de film și nu mă puteam împăca de fel cu întrebările fără răspuns. În 22 noiembrie 1956 am primit un răspuns și am ispărbit-o și tuturor.
și am intrat în vârsta fără de vârsta pușcăriașilor. În urma arestării lui Goma, din noiembrie 1956, a fost condamnat la 2 ani de închisoare corecțională, după care, după cum știm, a urmat domiciliul obligatoriu în Bărăgan. Din nou, cum percep pe Goma această perioadă? Am trecut prin cei 2 ani de închisoare convins de nevinovăția mea, cu amărăciunea că fusesem luat de ceea ce nu eram, adică în terminologia de atunci un dușman al poporului, un bandit, leava societății. Fără îndoială, această perioadă a închisorii, la fel copilăria traumatizantă, se vor regăsi în scrierile lui Goma. De aici va începe treptat conflictul cu cenzura, în primul rând, și apoi cu regimul. Un moment însă important în biografia lui Goma este anul 1965. De fapt, în 64, el deja era pe un parcurs, să spunem, pozitiv, ascendent, dar în toamna lui 65, eram și în acest moment al schimbării de gardă de la București, cu Nicolae Ceaușescu, îi luase primar pe locul lui Gheorghe Iubileș. În 65, Goma începea din nou facultatea, nu i s-a permis să-și reia studiile acolo unde fusese arestat, în anul 3, și a trebuit să înceapă în anul 3. Însă a debutat în revista lui Ceapăru, a început să publice, 1968, anul de apogeu și al regimului Ceaușescu, anul în care a fost probabil cel mai popular, a fost unul foarte bun și pentru Goma. Mi se publică prima parte, Tabăra de alături, se căsătorește cu Ana, cu soția lui, alături de care și-a petrecut toată viața, are o casă, iar la sfârșitul anului 1968, nota în fundul din jurnale și acestea a fost stată de securitate, a fost un an bun, dar a Domnului să fie așa în continuare. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Au început problemele cu publicarea primului său roman, Ostinator. Acesta a fost propus terminat în 66-67. A fost propus la mai multe edituri, la un moment dat chiar primise viza E, deci era pe punctul de a fi publicat. Însă, Ghinion, sau romanul nu a mai apărut. Și acesta a desemnat cumva unul dintre motivele pentru care Goma a început să fie, să se simte nedreptățit. Același lucru s-a întâmplat cu următorul roman, Ușa, pe care l-a depus la Cartea Românească. Din nou, aici a fost un episod destul de neplăcut, pentru că unul dintre redactori, un fost coleg de istorie, Alexandru Ipasiu, a lansat o serie de zboruri, potrivit cărora unii dintre două personaje ar fi tipate de fapt pe Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu. Acest lucru a contribuit și mai mult la o situație neplăcută pentru Goma. Din nou, romanul Ușa a fost respins de la publicare. După ani de contre cu cenzura de modificări interiorul lucrărilor, Goma a decis că este timpul să fie publicat în străinătate, ca aceste lucrări să vadă totuși lumina tipalului, pentru că la Goma nu avem de-a face cu un scriitor în sensul în care lucrările mele sunt cele mai bune și ele trebuie publicate pentru că sunt cele mai bune, ci la Goma, cărțile sunt o modalitate de a depune mărturie. De a depune mărturie onestă, nemincinoasă, cum spune el. Cei din jurul nostru, care n-au trăit ce am trăit noi, trebuie să știe ce s-a întâmplat. Aceste lucruri le găsim la, să spunem, mulți dintre scriitorii care au trecut, de exemplu, prin gulagul sovietic. L-avem în vedere aici pe Anatoli Marcel. În aceste condiții, publicarea în străinătate a lui Goma a creat, firește, o situație extrem de tensionată cu autoritățile de la București. La scurt timp, aceștia i-au permis să plece în străinătate pentru o călătorie, un scop turistic inițial, sperând probabil că Goma nu va mai reveni. Astfel, în perioada 72-73, de aproape un an, Goma a fost pe drumul RPG în Austria și în Franța. În ciuda tuturor așteptărilor, Goma s-a întors. Și motivul pentru care s-a întors, deși poate părea ciudat de ce cineva poate să evadeze locul pe care se întoarce în România, este unul foarte simplu și mi-l oferă tot Goma. Tot în însemnările sale de la Rahova. M-am întors pentru că acolo nu mi-am găsit locul. Pentru că acolo nu aveam nici timp,
nici chiar să adopt o altă limbă decât o una, pentru că nu mă s-a desfăcea situația de scriitor tradus, pentru că nu mă convinsese încă nimeni că scriu atât de prost, încât cărțile mele să nu merită să apară, nici că scriu atât de dușmănos, de negru, încât cărțile mele se constituie în pericol. Întors în România, Paul Goma își pierde slujba de la România Liberă, și este nevoit mulți ani să trăiască din făcând slujbe foarte, să spunem, necalificate, așa cum Maria spunea, a lucrat ca salator, a lucrat ca muncitor necalificat și a fost sprijinit financiar de socul său. În toată această perioadă, ce face Goma? Scrie, se solidarizează cu alții scriitori aflați în situații critice, este cazul lui Dumitru Benac, care în 1975 a fost exclus din lumina scriitorilor, iar Paul Goma a fost unul dintre cei care, dintre puținii, care i-au luat apărarea și au scris punctul de vedere referitor la această situație. Din păcate, în momentul excluderii lui Paul Goma din lumina scriitorilor, 2 ani mai târziu, situația nu a fost aceeași. Aproape nimeni dintre mari scriitori nu au deschis credință să-i ia apărarea. Și ajungem în momentul 1977, acest cutremur al marților, când la începutul anului Goma hotărăște să se solidarizeze cu semnatarii Cartei 77, în special el adresează scrisoarea lui Pavel Pocuț și scriitorilor colegilor săi. În scrisoarea respectivă Goma scrie: mă declar solidar cu voi, subliniind totodată în cadrul scrisorii că românii, spre deosebire de cehi, slovaci, polonezi, unguri, aflați în ocupație rusească, sunt supuși ocupației românești, la urmă urmei mai puneroasă, mai eficace decât Goma străină. La câteva zile distanță era redactat primul text comun, primul text care nu era semnat de o singură persoană, deci avem de-a face cu o inițiativă comună. Este vorba despre scrisoarea deschisă adresată conferinței de la Belgrad. Era vorba despre conferința, era un follow-up al conferinței de securitate și cooperare din Europa, deci o conferință în continuare a celei de la Helsinki. Este o scrisoare redactată în principal de Sergiu Manolin, la care au fost aduse amendamente și completări de către Paul Goma. Inițial, Goma a scris un text, însă a fost considerat un titlu cam violent, cam brutal, pentru scopurile celor care inițiază și care se urmau să se vede scrisoarea. Din acest motiv a fost ales textul lui Manolin. Trebuie să precizăm faptul că o bună parte din presemnătate avea un scop foarte precis, acela de a pleca, de a pleca în exil, de a pleca în străinătate și de a obține un pașaport. De aici și s-a acreditat cumva ideea de mișcare a pașaportarilor, tocmai pentru a introduce cumva un semn de întrebare, de îndoială asupra valorii acestei mișcări, care prin dimensiuni a fost cam singură în România, din perspectiva de persoană. Câteva cuvinte despre scrisoare. Ea aducea în atenție formele de opresiune fizică, morală, intelectuală care se practica în statele totalitare. Vorbea firește despre învălcarea drepturilor omului și despre faptul că nu e respectat dreptul la liberă circulație a ideilor, a informațiilor. Și spuneau ei, dreptul la cetățenie este transformat într-o obligație care nu se vrește cauza ei opresiune. Trecând foarte repede peste câteva detalii, pentru că timpul ne presează, o să spun doar că scrisoarea a atras foarte mulți semnatari. În aceleași condiții a atras atenția conducerii superioare de partid. În 17 februarie, Ceaușescu ținea un discurs destul de violent, în care i-a acuzat pe acești oameni fără nume, cum spunea despre cine este vorba, că sunt practic niște vânduți, sunt niște reprezentanții ai agenturi străine care se vând pentru un buit de mâncare, pentru ca în 30 martie să fie convocată o ședință specială a CEDEX, în care Ceaușescu să se referă în mod direct la, citez, activitatea măcarului acesta de Goma, dând indicații foarte clare să fie într-un telefon, să fie acuzat de spionaj și să fie arestat.
Acest lucru s-a petrecut la 1 aprilie 1977. Goma va petrece, va sta în arest până 6 mai, când a fost eliberat. Câteva cuvinte despre semnatarii, de cei care au aderat la mișcarea Goma, pentru că sunt doar foarte puțini cunoscuți, doar câteva figuri cunoscute, de cele mai multe ori sunt evocați Ion Vianu sau Ion Vrăcescu. Însă sunt foarte mulți oameni, eu le-am numit acele tipuri nevăzute, ei nu figurează decât cu nume de acele fire, aproape în rapoartele securității declarau la un moment dat un număr de 200 de semnatari. Toți aceștia au fost convocați la securitate, s-a discutat cu ei, unul dintre ei au fost puși în discuția colectivelor de muncă, au primit sancțiuni, pentru alții unde nu se mai putea face nimic, în sensul unei reconcilieri cu regimul, acestuia li s-a acordat în pașaport și au fost lăsat cu plece în străinătate. O să mă opresc aici și dacă mai sunt întrebări, le discutăm la partea de discuții. Îi mulțumim Anei Maria Cătănuș și acum pentru a mai deschide puțin atmosfera în timp ce citeam primul mesaj la Paul Goma, în care se spune cam așa: dragă Flori, la începutul demersului tău în legătură cu camera de alături, camera de alături fiind volumul de debut al lui Paul Goma pe care îl găsiți la intrare, a apărut în 1968 și editat anul acesta, editat cu adevărat pentru prima oară anul acesta, am fost reticent, vechituri, așa ce a scos în aurii păscăsituri. Acum îmi dau seama că bine ai făcut, se poate face bine și împotriva voinței autorului. Îți mulțumesc ție, dragilor editori, lui Dumitru Ungureanu, dragii Liliana Porocca și celor care au susținut reeditarea camerei de alături, să-mi trăiți Paul Goma. Evident că Paul Goma se alintă, că eu nu i-am publicat cartea împotriva voinței din alături. Să trecem la următorul vorbitor, care este chiar un semnatar al apelului Goma din 1977. Așa ca să-l prezint și liber, că o să mai citesc de aici. Domnul Radu Negrescu Suțu este scriitor și ziarist, membru activ al Asociației Poștilor Bucuneți Politici din România și al Uniunii pentru Regele Mihai din Franța, între 1990 și 2000, semnatar al apelului Paul Goma din 1977. Aș putea să spun foarte multe despre dumneavoastră, dar dumneavoastră să ne prezinte singur în continuare, vă rog. Bună ziua! Am să caut că, totuși văd că timpul dușmanul nostru, timpul trece foarte repede, pentru că voi căuta să vorbesc nu chiar telegrafic, dar totuși mai repede, pe doamne încadra în acest timp acordat. Am intitulat acest articol Regăsirea demnității de om. Și veți vedea de ce. Cum echipă că unii dintre noastre erau în București, erau în țară, în mișcăria de 1977, cum eram și eu, tânăr, acum suntem ceva puțin mai bine cu toții. Și poate o să rememorați unele evenimente. Deci, pentru o analiză cât mai justă a evenimentelor anului 1977, doresc să precizez din început, încă o dată, că față de foștii deținuți politici din perioada stalinistă, care au suferit lungi încarcerări și experimente la Iuri, Gherla, Sighet sau Pitești, experiența noastră nu prezintă mare interes decât poate prin faptul că în 1977 opozanții regimului nu erau prea mulți. Nu includ aici pe cei care trimiteau la Europa Liberă scrisoare de protest anonimă, plângându-se că nu se găsesc butelii pe piață, scrisoare pe care o semnau un cetățean revoltat în România. Ceea ce nu constituia totuși un neadevăr, ci doar un act de curaj ceva mai moderat. Suntem, deci, în anul de grație, în 1977, cum ar fi spus poetul. Acțiunea scriitorului Paul Goma a dat curaj și altor persoane lipsite de inițiativă politică până atunci și care au simțit nevoia să se revolte contra sistemului. Generația mea,
născută după instaurarea dictaturii comuniste, nu cunoștea libertatea decât din evocările familiei. Însă, cunoscuse de mică persecuțiile, acumulând resentimente puternice față de un regim opresiv, ilegitim și criminal. Însetată de libertate, anticomunistă și pro-occidentală, generația noastră era răzvrătită și dorea, cel puțin în perioada tinereții, părăsirea propriei țări, în care, din nefericire, aerul libertății era din ce în ce mai rarefiat, după cum spunea chiar poeta Ana Damian. Dar cel mai grav era faptul că, din cauza comunismului opresiv, ajunsesem să ne simțim străini în propria nețară. Și apoi comunismul părea instalat pentru veșnicii, că americanii mai aștepta de mult nimeni, iar viața fiind relativ scurtă și viața profesională și mai scurtă, plecarea în exil apărea salvatoare și pentru cei care reușeau să plece, legal sau clandestin, dar și pentru cei care rămâneau și pe care exilații ajutau material odată plecați în vest. Ba chiar și pentru binele întregii țări, aș putea spune, pentru că, ajuns în lumea liberă, aceștia își aduceau mărturia, denunțând atrocitățile din țară, chiar dacă Occidentul nu făcea nimic concret, dar măcar era astfel informat. În general, deci, oamenii căutau să plece din țară fugind. Fuga, sub oricare aspect s-ar fi concretizat, nu trebuia blamată. Comuniștii o făceau din motive propagandistice, fără a cunoaște ce au resimțit totuși aceste persoane. Fuga era instinct de supraviețuire pentru oamenii însetați de libertate. Nu voi insista asupra dorului de țară care i-a mistuit zi de zi pe exilații plecați pe drumul cel fără de întoarcere, cu plânsul în gât și amputați de o bucată din ființa și părtura lor disperată. Comparația cu suferința celor pe care i-au lăsat acasă, la plecare, ar fi indecentă. Am comparat, într-un articol mai vechi, pe exilatul român cu copacul care crește către cer, întinzându-și ramurile către libertatea văzducului, neîngrădit de nicio barieră. Și totuși, copacul nu poate exista, biologic vorbind, dacă nu are niște rădăcini bine înfipte undeva, într-un pământ de unde să-și poată trage seva și forța vitală necesară existenței sale. Copacul dezrădăcinat încetează să mai existe, libertatea nemai folosindu-i la mare lucru, decât poate în mod aparent și iluzoriu. Iar copacul care caută aprinde rădăcini într-un alt pământ decât al său, riscă să nu mai semene nici cu copacii lăsați acasă, de lângă care a posibil să plece, dar nici cu cei cu care ar dori poate să se asemene, confruntându-se cu un mimetism natural cauzat de un instinct de autoapărare. Va deveni un nou soi de pom, asemenea celor obținuți în mod artificial prin altuire, un soi de hibrid, de cobai al regnului vegetal. Iată însă ce îmi spunea Paul Goma într-un interviu pe care a avut bunăvoința să mi-l acord de acum 15 ani. Ocupația rusească și comunismul au provocat exodul și al României. După instaurarea RPG, frontierele au fost închise și din acel moment, 1948, datează termenul comunist-securist de fugar, aplicat atât celor care amenințați de arestare se ascundeau în țară, cât și acelor care treceau clandestin granița. Cuvântul fusese îndelung întărit de psihologii de la răsărit. Trebuia să desemneze nu doar un dușman de clasă, ci și un ins demn de dispreț, un nemernic, un fricos, un laș, unul care nu primește lupta dreaptă, ci fuge, adică fuga. Pentru comuniști, ulterior, toți românii care s-au stabilit în Occident erau fugiți, termenul extinzându-se și la cei care, profitând de o călătorie legală, rămăseseră. Nicolae Brevan folosea acest termen pentru a-i desemna chiar și pe aceia care
după evenimentele din 1989, plecaseră să-și caute locuri aliniere. În timp citatul Goma. Până la cutremurul Goma, care a scuturat din letargie întreaga conștiință a țării, fiecare dintre noi încercase, individual, timp de vreo 10 ani de zile, să evadeze din paradisul comunist. Încercările mele au fost numeroase și s-au soldat toate cu câte un eșec, fără să fi fost totuși prins de autorități, dar de fiecare dată ceva a împiedicat buna desfășurare și concretizarea proiectului. Bineînțeles că la un moment dat cineva mă turnase la securitate și eram, fără a-mi fi dat seama, urmăritul de aproape. Tentativele noastre de a fugi erau disperate, uneori rocambolești, dar noi eram dispuși să încercăm orice. Totul s-a schimbat radical odată cu protestul Goma, care ne-a determinat, pentru prima oară, să adoptăm lupta dreaptă, chiar dacă acesta era strâmbă din stat, având în vedere inegalitatea raportului de forțe, luptă la care niciunul dintre noi nu se gândise până atunci, din lipsă de experiență și, să o recunoaște cu onestitate, de curaj. Datorită lui Paul Goma ne-am învins lașitatea, acceptând confruntarea directă și dacă aceasta ne-a fost până la urmă benefică, meritul nu a fost atât al nostru cât s-a datorat unor condiții favorabile întreprinderii noastre de acțiuni, existând deja precedentul Goma, așa cum după noi a existat precedentul grupului nostru. Acum, cei care doreau să plece în Occident nu mai trebuiau să elaboreze scenarii care de care mai fanteziste, ci plecau, pur și simplu, cu așa zisul pașaport Goma. Bineînțeles că intenția curajosului opozant nu a fost aceasta, deși el însuși a sfârșit prin a se refugia în Franța. Dar toți acești semnatari veniți din toată țara, jumătate bucureșteni, jumătate din provincie, oameni de toate vârstele, de toate profesiile, muncitori sau intelectuali cu proporție egală, bărbați, puține femei, de regulă cu soții sau familii întregi, câțiva elevi de liceu, puțini studenți și mai puțini scriitori, niciun ofițer, niciun preot, nici măcar Calciu, care a afirmat într-un tip un neadevăr atunci când a pretins, prin nedezmințire și ar fi fost cofondatorul mișcării Goma. Acum, faptul că scriitorii semnatori nu au fost prea mulți, nu trebuie să ne mire peste măsură. În cadrul creației individuale, unde fiecare caută să se afirme în detrimentul celorlalți, solidaritatea este poate o dulce utopie într-un regim totalitar. Dar, în fine, toți acești oameni dădeau atunci dovadă de o îndrăzneală inedită. Fie doar prin simplul fapt de a fi semnat, împingându-și teama, scrisoarea lui Paul Goma. Om minuțios și onest, Goma a precizat dintotdeauna că mișcarea Goma este impropriu numită astfel, întrucât scrisoarea deschisă adresată participanților conferinței de la Berger a fost redactată și semnată pe 8 februarie 1977, nu doar de el, Paul Goma, ci de încă 7 alte persoane, Adalbert Pepper, Emilia Gheșvain, Erwin Gheșvain, Maria Manoliu, Sergiu Manoliu, Ana Năvodaru Goma și Șerban Ștefănescu. Și domnul Goma semnala încă o eroare. El nu se consideră dizident, ci opozant. După exemplul curajosului scriitor, în mai 1977, împreună cu alți 4 tineri, am întocmit, semnat și înaintat conferinței ONU de la Belgia, președintelui și Congresului SUA și opiniei publice internaționale, un protest împotriva nerespectării drepturilor omului în România ceaușistă. În același timp ne declaram semnatari și ai apelului Goma. Dar ce spuneam noi în acest protest astfel de mult uitat? Ei bine, noi solicitam, printre altele, nici mai mult, nici mai puțin, decât analiza detaliată a modului în care România sunt înțelese și aplicate drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de gândire și de conștiință. Dreptul oricărui cetățean de a nu trebui să sufere din cauza opiniilor sale. Egalitatea în dreptul a tuturor cetățenilor, întrucât unii sunt deasupra legilor. Dreptul la libera circulație a cetățenilor, condiție impusă țărilor care vor să beneficieze de cauza națiunii cele mai favorizate, etc., etc., erau mai multe punct.
Pentru că noi considerăm că aceste drepturi nu sunt respectate în țara noastră și o spuneam în scris, cu semnătură și adresă și cu tot avântul tinereții. Ba chiar revendicam cu noșalantă, cu tezanță, aceste drepturi pentru noi și pentru generațiile viitoare. Am impresia că timpul nu m-a permită să... Deci am să continui puțin liber. Am fost condamnat a doua zi la un an de muncă forțată la canal. Eu am avut ghinionul să fiu repartizat singur în Comuna Basara, iar ceilalți doi câte vreun la Mergilia și Cernavodă. Pe 23 august, nemai întrezărim nicio speranță a ieșirii în această situație și pentru a desabota comuniștilor această comemorare uzurpată, am intrat în greva foamei, pe care am ținut-o efectiv aproape o săptămână. După care am fost expulsat din țară, rând pe rând, unul câte unul, până la sfârșitul anului. Am resimțit din... am multe nume, această broșură o am tipărit-o mai multe exemplare, o puteți găsi la sfârșit. Am reținut, în mod special, din partea anchetatorilor, ura. O ură care se transmitea extraordinar de puternic. Cred că ne-ar fi ucis cu plăcere în bătăi dacă ar fi primit acest ordin. Pentru că noi eram dușmanii care le sabotam lor privilegiile de care beneficiau din partea regimului. Am să mă opresc aici, povestea este mult mai lungă, dar timpul nu ne mai permite. Vă mulțumesc pentru vizionare. În scurt timp o să apară o carte care este dedicată grupului Canal 77, de care domnul Negrescu a făcut parte și autorul unic supraviețuitor este. Și organizatoarea mă anunță că trebuie să luăm o pauză. A, da? Din direcțelul, ca așa se înțelegea, că s-a născut. Bun, atunci urmează doamna... Ioana Matrea Toma. Doamna Toma este cercetător la Open Society Archives în cadrul Centrului European University din Budapesta, publicații recente privilegiația instituții liberale comunismul românesc. Vă rog. Mulțumesc, Doamna. Nu știu dacă știți ce colecție avem la Open Society Archives și cu asta fac și legătura subiectului meu. Deci fondurile de cercetare ale Europei Libere au ajuns la această arhivă Open Society care face parte din Universitatea Centrală Europeană. Noi venim acolo din 95, bine, lucrez doar de 3 ani. Și eu, în momentul în care am făcut o teză la această universitate în 2007, m-am gândit că ar fi foarte interesant de studiat fenomenul Europei Libere, asta după ce publicasem, adică scriam această teză, urma să fie publicată, o carte despre câmpul literar românesc în vremea comunismului. Și acolo aveam un mic capitol despre Europa Liberă, pentru că mi se pare că nu poate fi înțeleasă această disidență, sau mai bine zis, lipsă de disidență românească, fără analiza unor mișcări transnaționale și fără analiza cercurilor care nu doar au susținut, doar au și conceptualizat ceea ce se întâmplă în țară. Și atunci, pentru această întâlnire, m-am gândit să reiau cumva această perspectivă, deci nu vă propun decât o perspectivă. Pentru cazul Goma pot să spun că doar de curând mi-am deschis interesul așa la modul particular.
Pentru că mi se pare că este foarte binevenită un fel de analiză care să pornească de la firul ierbii, de la documente. Acum, eu mă aflu în acest panel prestigios cu oameni care vin cu aceste comunicări testimoniale. Eu nu pot avea acces la această realitate, doar la documentele pe care le stoca această secție de cercetare a Europei Libere, deocamdată. Am fost și la CNSAS înainte să vin aici, într-adevăr, aceste 21 de volume sunt copleșitoare, dar și foarte interesante. Deci ar fi foarte bine dacă cineva face o cercetare în care să pună aceste documente în paralel și să vadă care era fluxul informațional. Și când zic că noi avem documentele Europei Libere, la ce mă refer? Nu avem emisiunile Europei Libere la Budapesta, ci doar documentele secte de cercetare. Ei, nu știu dacă dumneavoastră știți că Europa Liberă avea o secție de cercetare foarte serioasă, pentru că nu aveau acces la realitățile din țară. Și atunci ei trebuiau să construiască o bază de dată foarte solidă, prin care să inventarieze toată presa comunistă, monitorizau inclusiv radiourile comuniste, peste noapte dactilografele le transcriau, erau traduse, erau sumarizate pentru redactorii postului, se scriau tot felul de rapoarte trimestriale, lunare, anuale, iar în baza acestor documente, cumva redactorii trebuiau să propage adevărul. Deci ceea ce luăm noi de bună, Europa Liberă în permanență ne spunea adevărul, este o afirmație pe care totuși trebuie să o contextualizăm, zic eu, pentru că acest adevăr provenea pe căi foarte ciudate. Era război rece, erau emigranți, refugiați, chiar dublu agenți, eu lucrez pe un dublu agent care dădea informații și la Securitate și la Europa Liberă. Ei, practic, cum i-a spus un redactor de la Europa Liberă, trebuia să-și lecuiască limbajul propagandist de două, trei ori ca să ajungă la adevăr. Ei, ce înseamnă acest adevăr? Și atunci, cazul Goma devine unul foarte interesant, pentru că este cazul paradigmatic, nu doar pentru disidență, ci pentru punerea adevărului. Iar dacă ne gândim la această ideologie a drepturilor omului, iar din, o vedem că toată lumea o ia cumva de bune. Toată lumea știe ce sunt aceste drepturi ale omului, dar ce gândea exact Paul Goma, ce gândeau hartiștii, ce gândeau rușii, ce gândea Monica Lovinescu, când se referea la acest lucru. Și astea au fost întrebările cu care am plecat eu. Poate părea aproape o perspectivă lipsă de impietate la ora actuală, pentru că lucrurile s-au așezat și oarecum s-au canonizat. Dar dacă pornim cumva pe firul istoriei și vedem cum aceste lucruri au crescut din cauza complexului discursiv în jurul lui Paul Goma, poate că putem ajunge la niște rezultate interesante. Deci, nu e de ajuns să spunem că Europa Liberă l-a salvat pe Goma doar pentru că raporta în permanență cine era, câți semnatari se înregistrau progresiv, ce se întâmpla în permanență, ci eu zic că Europa Liberă și în special prin Monica Lovinescu i-au participat la crearea cazului Goma prin conceptualizarea și arbitrarea de atitudini în jurul său. Și ca să se realizeze acel lucru în anul 77, pentru că văd că majoritatea vorbitorilor se referă la acest an și eu practic la asta, dar trebuie să înțelegem cumva și evoluția Monica Lovinescu și a discursului ei până în anul 77. Și eu m-am ocupat de acest lucru și pentru ca Paul Goma să aibă această aură de martor. El își punea martor, în primul rând, nici măcar dizident sau opozant. Era nevoie de un ritual de legitimizare și visibilizare. Asta a făcut Monica Lovinescu prin citirea lecturarea romanelor sale cenzurate, chiar înainte de apariția acestui caz Goma din 77. Deci asta i-a creat dimensiunea și patosul unui erou gata să sacrifice pentru adevăr. Asta se întâmpla și cu Solzhenitsyn, care avea această aură, chiar înainte de 75,
când are acea faimoasă trecere de la Harvard, în care lezează sensibilitățile americane, dar totuși este acceptat de americani pentru că îi se crease această aură a glăsuitorului de adevăr. Pe lângă asta, am spus că Monica Lăvinescu ajunge să vorbească despre Goma, la modul tot mai elogiului să îl susțină, printr-o metamorfoză treptată. La început, dacă luați cărțile ei, unde scurte, unde de fapt sunt emisiunile ei, pe care v-am spus, nu le avem la Open Society Art, dar sunt la Hoover, în California, e de observat că ea practică la început, în anii 60, un fel de critică literară care susținea foarte mult o literatură cu iz arhetipic. Deci ea era progresistă, liberală, dar pentru că trăia un dublu exil față de România și față de intelectualitatea franceză, care era în vremea aia de stânga și propovădea un fel de anticomunism foarte abstract, Monica Lăvinescu, cumva demarcându-se și de cuplul Sartre, Simone de Beauvoir, la vremea aceea, foarte în vogă, atunci ea se concentra foarte mult asupra unui particularism românesc și eu găsesc asta un fel de paradox, pentru că ea, deși era fiica lui Lăvinescu și avea un discurs din asta de sincronizare cu versul, cumva prin emisiunile ei, prin ceea ce am remarcat eu făcând un fel de analiză a ideilor literare, referințele ei cumva erau cumva tot mai înapoi în timp și într-un spațiu arhetipic românesc și mitic, care era văzut cumva amenințat de invazia comunismului. Și deci dacă la început ea vorbește foarte elogios de autorul precum Mircea Eliade, normal, care era reprezentantul exact al acestui spațiu mitic dat de agenții istoriei, cum știți foarte bine, Marin Sorescu, Dere Popescu, treptat, la începutul anilor 70, începe chiar să devină foarte dezamăgită de astfel de autor, chiar și pe Matei Călinescu cu al său Zacharia Lichter, îl condamnă pentru că nu spune adevărul. Deci începe să privilegieze tot mai mult un gen de literatură nudă, lipsită de estetism. De aici provine și faimoasa estetică pe care o promova la microfonul radioului. Deci, în acest context, scrierile cenzurate lui Paul Goma încep să le devanseze chiar pe cele lui Bănulescu și ale lui Matei Călinescu. Astfel, Goma devine un al doilea Solzhenitsyn, pasibil să zdruncine lumea prin cuvânt. Acum, de la Securitate, am văzut că, de fapt, noțiunea asta de Solzhenitsyn este aplicată de colegii săi de la Cenacul Literar în 67. Am găsit că era un cenacul chiar la care eu, dacă vă la Schivescu, invitați o televiziune germană. Și ar fi foarte interesant și recuperat aceste imagini. Bun. Deci, asta ca să pregătesc cumva... Există un dosar, mă arăt, Paraschivescu, la CNSS. Ah, super. Acum, pe lângă cumva această privire cumva retrospectivă care, prin care să înțelegem apariția Carlului Goma dincolo de 1977, pregătirea lui discursivă, poate că ar trebui să ne uităm puțin și la această ideologie a drepturilor omului, de fapt, în ce constă aia. Și trebuie spus că asta, la începutul anilor 70, a reprezentat un idiom comun între Est și Vest. Vestul accepta foarte greu anticomunismul estic, pentru că era conotat naționalistic. Asta este foarte clar, de asta au și avut probleme cu înființarea și menținerea Comitetului Național Român. Deci, prin apelul la această umanitate universală, se crea un fel de limbaj comun prin care Vestul cumva putea să renunțe la pretensiunile astea că estici, anticomuniști, ar fi naționaliști, iar în același timp nonconformiștii din Est puteau să își prezinte necazurile și să își manifeste opoziția.
Deci, ceea ce se cerea prin acordul final de la Helsinki în 75 era respectarea independenților naționale, nu a naționalismului, și a dreptului de exprimare liberă, fără încălcarea opiniilor și credințelor minoritare. Asta o interesa foarte mult pe vest. Acum, știți și s-a spus aici de multe ori că Goma a îmbrățișat această retorică a drepturilor omului fără a accepta, cel puțin din punct de vedere tactic, etichetele impuse de presa străină. Și nu o să mai revin pentru că știți foarte bine. Acum, revenind din nou la acest idiom al drepturilor omului. Din nou, toată lumea vorbește de Carta 77, dar poate că puțin, cel puțin în România, se uită la care era compoziția acestei carte și, de fapt, ce se dorea pe ea și formăceantele urmă din chestia asta. Deci, Carta 77 a reunit intelectuali de diverse facțiuni, de la ex-comuniști reformiști, cum ar fi Znede Milinar, la militant neomarxiști, cum ar fi František Riegel, scriitor care nu a aderat niciodată la Partidul Comunist, cum era Havel, și reprezentanți ai cultelor religioase. Deci, membrii cartei se autodefineau ca aparținând unei mișcări, dar nu unei organizații, și nu căutau aderenți cu o anumită orientare ideologică, ci apelau la redefinirea politicului și doreau reformarea societății printr-o transformare intersubiectivă. În acest context, militantismul lor este greu de clasificat, pentru că oscilează între un absolutism moral, greu de susținut, potrivit cea lui Timothy Gartner, și un pluralism democratic difuz, cu accente spiritualiste. Așa. Acum, se știe că, chiar în rândul dizidenților cehi, acest absolutism moral, această putere a celor fără putere, sau această putere a adevărului în permanență, era considerată ca fiind de neajuns și atunci eu am avut ideea constituirea unor spații paralele a universităților underground, muzica rock, culturile alternative. Iar chiar liderii Solidarității, citind retroactiv scrierea lui Havel din Puterea celor de fără de putere, și-au dat seama că, de fapt, ceea ce făceau ei în anii respectiv, fără să aibă acest corpus teoretic dat de Carta 77, cumva o să ducă undeva, pentru că ei exact asta făceau, adică articulau un fel de societate paralelă, pentru că acel discurs al absolutismului moral, trăirea într-un adevăr, nu era îndeajuns. Puteți să o încheiați printr-o frază? N-am intrat practic subiect. În subiect, da. O să citim carte, da? Ok, deci care ar fi liniile principale pe care le-am văzut eu? Paul Goma nu practică un fel de ideologia adevărului ca putere, cum se întâmplă cu intelectualii cehoslovaci, și contraputerii. În permanență întrebat care este particularismul mișcării românești, spune că, de fapt, particularismul este definit în aceea că el este singur. Deci particularismul egal excepționalitatea lui Goma, egal excepționalitatea rosnească. Iar e foarte interesant de văzut cum presa franceză oscilează în permanență între un fel de omologare a mișcării lui Goma, spunând că ea este la fel ca mișcarea cehoslovacă, sau punând de fapt că, uite că Goma nu se referă la ruși, pentru că ei ar trebui să fie referința lui, sau din nou oscilează între susținere și un fel de denigrare prin aceea că ar fi doar o mișcare de pașapoarte. Monica Lăvinescu în permanență se demarcă de aceste poziții care încercau să minimalizeze mișcarea Goma, spunând în permanență că este exact ca mișcarea cehoslovacă, spun în permanență că și mișcarea de pașapoarte este tot una de disidență, pentru că și acele pașapoarte este tot un drept și nu trebuie să fie minimalizat prin
lucrul acesta. Și Monica Lăbunescu, de fapt, recunoaște și ea când un cititor, de fapt, un ascultător al Europei Libere scrie că noi suntem de acord cu Goma, dar nu înțelegem ce e cu drepturile astea ale omului. Și atunci ea, de fapt, nu explică nici ceea ce înseamnă drepturile omului, însă recurge în permanență la teoria minciunii și adevărului. Deci pentru ea nu era neapărat o discuție asupra legalității, pe care insistau foarte mult cehoslovacii, dar pe care insistau cei de la München, Monica Lăbunescu era la Paris, nu la München, deci pe nerespectarea legilor în România, dar insistau în permanență asupra comunismului ca minciună și, după părerea ei, Mișcarea Goma ar fi trebuit să dea o nouă carte 77, prin care să fie specificat încă de la început că ar trebui să instituim o guvernare adevărului. Mulțumim! Urmează domnul Septimus Stoiță, care este profesor universitar și decanul Facultății de Istorie și Geografie de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Traian din Chișinău. Doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor! O să mă strădui succint și într-un mod expres să spun câteva gânduri despre ceea ce am reușit în ultimii ani, tot despre o inițiativă de cercetare în care se regăsește și Paul Goma. Este vorba de cercetarea, de fapt, Europei Libere ca atare, într-un context mai larg. Dacă Ioana a vorbit în perspectiva unei componente de arhivă care astăzi se regăsește la Budapesta, eu o să vorbesc din perspectiva unei alte componente ale Arhivei Europei Libere, pe care o puteți găsi. Cea mai mare parte, de fapt, a Arhivei Europei Libere este la Hoover, la Stanford University, unde sunt și transcriptele, unde sunt și dosarele celor angajați care au activat UNESCO. Și corespondența este un imens fond de documente care încă nu este nici măcar sistematizat, ca să nu mai zic, valorificat. Probabil este norocul meu că am ajuns la Stanford și în contextul ăsta am descoperit acest volum, acest tezaur documentar și interesul meu a venit dintr-o perspectivă, eu știu, mai egoistă. Am vrut să văd cum Basarabia și Moldova Sovietică, de-a lungul războiului rece, a fost prezentă în emisiunile Europei Libere. De aceea și-am numit proiectul meu Pe urmele Europei Libere din perspectiva basarabiană. În acest context, bineînțeles că m-a interesat și componenta istoriei instituției ca atare, a oamenilor care au lucrat acolo, direct, indirect, cei care au fost angajați, cei care au lucrat prin comun, cei care au venit doar cu anumite intervenții, m-a interesat și istoria instituției ca atare. Deci am mers la Munich, am văzut instituția, am mers la Paris, am văzut unde este fostul sediu al oficiului de la Paris și așa mai departe. În contextul ăsta, am încercat să caut oamenii care au avut curajul să vorbească despre Basarabia, despre basarabeni, despre realitățile regimului comunist în Moldova Sovietică. În acest context, am căutat oamenii care, într-adevăr, au vorbit. Când au reușit mai mult, când mai puțin, deja sunt detalii și circumstanțele vremii de atunci și a regulamentelor pe care unii le numesc interdicții, pe care unii le numesc cenzură, au fost anumite reguli pe care le-a impus organizatorii americani în care sau de care s-a ținut cont. Și una din reguli era să nu se vorbească despre naționalism, mai ales după 75, să nu se vorbească despre hotare și pretenții teritoriale. Și bineînțeles că problema Basarabiei cădea sub incidența acestor norme și deseori era scoasă de pe agenda zilei și de pe agenda emisiunilor. În contextul ăsta, sigur că l-am contactat și l-am găsit foarte bine, mersi, pe domnul Nicolae Lupan, care este astăzi la Paris, dar mai face navesta la București, l-am întâlnit și aici acolo. Mă bucur foarte mult că la o vârstă de peste 90 de ani este atât de activ și atât de vioi în ceea ce înseamnă a continua activitatea sa de mai departe, de a publica, de a scrie, de a vorbi despre problema Basarabiei, despre așa cum a văzut-o și o vede în continuare, despre acea năpastă care s-a aruncat asupra Basarabiei prin ocuparea ei de către Uniunea Sovietică. Am avut câteva interviuri, în curând vom scoate un volum de documente cu un interviu, cu o prefață, cu un studiu despre activitatea lui Nicolae Lupan la Europa Liberă și cu Europa Liberă. În acest context, bineînțeles că se regăsește și Paul Goma și o să revin imediat despre aceste contribuții ale lui Paul Goma la Europa Liberă. Nu o să intru în detalii,
viața este viață, cu acele aspecte sinusoidale pe care le-a avut în colaborarea dânsului cu Europa Liberă, cu oamenii de acolo, ce a urmat după 89 în sensul acesta, sigur că în volumele pe care le pregătim de documente, ne vom intra în aceste dezbateri, nu putem să facem abstracții de ele, astăzi la comunicare sau în comunicare nu voi reveni, deoarece avem timp prea puțin. Un alt om care a lucrat pentru Europa Liberă la ambele secții, și la Europa Liberă, secția românească, dar și la Radio Sloboda, compartimentul rusesc, este Efim Krimerman, care, evreu de origine, a emigrat de la Chișinău și în anii 80 până 95, până când s-a închis oficiul la Munich, a lucrat și a făcut un jur de emisiuni. L-am regăsit la Aachen astăzi, la fel, la o vârstă înaintată, dar la fel de vioși, la fel de cu bună dispoziție și cu glumeți, așa cum a fost, și de altfel cum este și Paul Goma în prezent. Și, în ultimul rând, Vlad Socor, care mai ales începând cu mișcarea de eliberare națională, 88, 89, 90, 91, interesul lui în creștere, de la cercetare, despre ce a vorbit Ioana, de la Institutul de Cercetare, care într-adevăr este unul de invidiat. Grupul care l-a avut acolo, modul în care a lucrat și sintezele. Sintezele sunt studii de caz pentru mulți dintre noi care încearcă să scrie rezumativ, comprimat, dar despre foarte multe probleme și bine punctate. Socor a lucrat acolo și o perioadă de timp și-a manifestat interesul și față de Basarabia și realitățile Moldovei sovietice în devenirea ei independentă. Bineînțeles că despre Europa Liberă s-a scris, se scrie, se spune mult și din perspectiva disidenței și din perspectiva căderii regimurilor totalitare. Doar un singur citat, ce a însemnat Europa Liberă pentru multă lume care a avut într-adevăr acces la o altă informație din afară despre realitățile din țările lor. Deci cele peste 20 și ceva de secții, în 26 de limbi cât s-a vorbit, deci într-adevăr este o muncă enormă care a încercat să promoveze. Revenind la Paul Goma și colaborarea cu Europa Liberă. Bineînțeles că sunt mai multe etape, să putem face mai multe epoci și perioade, ceea ce a semnat, cum a colaborat, ce s-a prezentat, cât de mult s-a citit din scrierile lui Paul Goma, doar câteva secvențe. În 70, fragmente din romanul său Ușa, deci care s-au dat citire încă Goma fiind la București. În 71 este transmis romanul Ostinato, știți istoria apariției lui, cu evenimentele de la Franco și așa mai departe. Reacția lui Goma de la acea vreme este foarte bună, la ceea ce a însemnat a publica în afară și consecințele de pe urma acestei publicații. Este absurd, spunea Goma atunci, ascult propria mea carte la radio, iar eu n-am văzut niciodată un exemplar de ea. Cartea a devenit un instrument politic internațional, ceea ce n-a fost intenția mea. Deci, bine punctat că foarte mult s-a speculat pe seama scrierilor, lucrărilor lui și în continuare, de fapt, se speculează la acest capitol. Anul 77, despre care s-a vorbit foarte mult, bineînțeles că este foarte prezent la Europa Liberă. Într-adevăr, la Paris, domnul Matei Căzacu poate spune mai mult și domnul Șuț, deci toți care au participat la acele mișcări stradale, acele deci încercări de a protesta în fața ambasadei, poliția i-a lungat, a fost chiar și loviți de către poliție. Deci au devenit, într-adevăr, un grup de mișcare vizibil și în centru a fost anume Paul Goma, despre care Monica Lovinescu, în contextul emisiunilor ei, dar și convingerii lui Noel Berdar și altor de la Munich să vorbească despre Goma și mișcarea Goma ca atare, spunea, avea dreptate buie. Nu mai e Europa Liberă, ci este Radio Goma, deoarece se vorbea atât de mult despre inițiativa, despre acel om care a avut curajul să spună multe lucruri încă în perioada aflării sale la București. Activitatea și colaborarea cu Europa Liberă a fost din mai multe perspective și, dacă vreți, din mai multe orașe. În primul rând, de la Paris, prin intermediul lui Virgil Runcă și Monica Lovinescu, dar și de la Munich. Nu o singură dată, Paul Goma a fost la Munich. Mă rog, primit mai bine sau mai prost, asta altceva, sunt detalii ale colaborării și ale etapelor acestea, dar bineînțeles că, în special în povestea vorbii, s-au dat citiri, s-au făcut intervenții, până la o anumită etapă, cu anumite întreruperi, din cauza neînțelegerilor care s-au avut. La ceea ce a însemnat colaborarea cu Europa Liberă, foarte bine se observă această relație cu Noel Bernard, deci corespondența, în primul rând, între cei doi. Scrisorile care se le-au scris, mulțumirile și nemulțumirile unul față de altul în ceea ce înseamnă citirea sau prezentarea lucrărilor lui Paul Goma la Europa Liberă. După care, bineînțeles că și anumite afirmații. Paul Goma spunea, în 79, dacă nu greșesc,
Dacă ne luăm cronologic și logic, în 70 ai aprobat ca romanul meu Ostinato să fie difuzat în folieton. Dacă nu ar fi fost difuzat, eu nu aș fi primit pașaportul în 72. Este vorba de prima vizită a lui Goma la Paris, de altfel când i-a cunoscut pe Monica Luminescu și Virgile Runcă direct și de unde s-a început acea colaborare productivă, pe o perioadă îndelungată. A avut posibilitatea să scriu și să înregistrez la Paris prima variantă a cărții Gerla. Apoi, prin interviuri, să-mi confecționez o umbrelă de protecție incredibil de eficace până la 1 aprilie 77. Și în continuare, Goma spunea că dacă nu ar fi fost Noel și nu ar fi fost încurajat de Europa Liberă, nu, adică nu ar fi început ceea ce a început la București. Deci, într-adevăr, această încurajare și un rol important a Europei Libere în viața lui Goma și în activitatea dânsului de mai departe. În primii 2 ani de exil, în 77-79, a fost o colaborare foarte fructuoasă cu Europa Liberă, după care a fost o pauză de câțiva ani, până în 81, din cauza unor neînțelegeri legate de prezentarea sau scoaterea din context a unor componente ale scrierii lui Goma și supărarea lui Goma, de fapt, pe Europa Liberă, în contextul ăsta apare acea pauză, interpretată diferit. Nu o să intru în detalii, dar din 81 se ia colaborarea, aici doar un simplu comentarii a ceea ce a însemnat contradicțiile între Paul Goma și Noel Bernard. O colaborare cu Vlad Georgescu, dacă inițial Goma avea anumite rezerve față de colaborarea cu Vlad Georgescu, după venirea lui Georgescu în fruntea secției românești, și-a schimbat părerea și aceasta o spune și în scrisul și în alte intervenții și scrisorile care le-a avut cu colegii din acei ani, spunând că, într-adevăr, odată cu venirea lui Georgescu, lucrurile s-au schimbat la serviciul românesc și din nou s-a reluat colaborarea. Colaborarea a fost pe mai multe secvențe legate de scrierile de atunci, dar și cartea lui Vlad Georgescu, Istoria Românilor, unde și în manuscrisul, în prima versiune, dar și în tentativa de a fi tradus și publicat în Franța, în limba franceză, la o editură, Goma de fiecare dată a avut îndrăzneala să-i spună lui Georgescu despre mai multe lipsuri sau completări necesare vis-a-vis de problema Basarabiei. La un moment dat, Georgescu îi riposta spunând că cam prea spai nasul în scrierile mele. Deci, în sensul acesta, deci că insistența lui Goma ca despre Basarabia să se spună mai mult și să spună adevărul. Dar aceasta nu a amplificat colaborarea lor de mai departe, chiar dacă tutul timpul a fost cea mai fericită. În sensul acesta, originea basarabeană a lui Paul Goma, bineînțeles că este, sau a marcat atât viața, cât și creația literară și bineînțeles că activitatea dânsului de mai departe, pe care a avut-o cu un șir de posturi de radio, nu numai cu Europa Liberă, deci Paul Goma a fost foarte des prezent și la TOICV sau la alte posturi de radio, ca să nu mai spun de presa de, scris, de presa de ziare, unde a dat interviuri, a scris foarte mult, foarte mult, bineînțeles, în Franța, în ziarele franceze, dar și în ziarele germane. Această activitate, într-adevăr, a fost foarte diversă și despre Basarabia, dacă să punctăm și cu asta să încerc să închei, nu a avut un scop anume să vorbească doar despre Basarabia. A vorbit despre mai mult, a vorbit despre comunism, despre crime, despre regim, despre neomenia acestuia, în special din România, dar nu a uitat despre origini. Și bineînțeles că cel mai mult despre originile sale basarabene, despre realitățile Basarabiei, le găsim în lucrarea Calidor, din Calidor, despre care s-a vorbit la Europa Liberă în 87, în contextul publicării ei în Franța, în două grupuri de emisiuni. În vara anului 87 și în decembrie s-au reluat. În vara anului 87 s-a vorbit de la Paris. Despre această lucrare s-au citit, dacă nu greșesc, în 3 sau 4 emisiuni, componente importante din această lucrare, anume despre viața din Basarabia, suferințele, regimul comunist din Basarabia. Și deja în decembrie este reluată recitirea a anumitor capitole din lucrarea respectivă de către Mănuceanu. Ceea ce înseamnă că chiar dacă erau anumite interdicții la Europa Liberă despre problemele Basarabiei în contextul ocupării acesteia de către Uniunea Sovietică, oricum, prin intermediul lui Goma, s-a reușit să vorbească despre acest lucru, s-au reușit să vorbească despre regimul ca atare, despre deportări și despre o nedreptate care s-a făcut la adresa românilor basarabieni. Impactul Europei Libere și, bineînțeles, și al lui Paul Goma, odată ce a fost prezent în aceste emisiuni, asupra Basarabiei ca atare și asupra Republicii Sovietice. Dacă vă uitați în contextul anilor 89-91, mișcările care s-au produs la Chișinău, dorința oamenilor era una, chiar dacă scris cu greșeli. Oricum, se vede foarte clar tendința.
tendința de libertate și Europa Liberă, într-adevăr, îndemna la acest lucru. Sau la această realitate. Confirmată și de unii lideri politici. Poate că nu au fost sinceri, dar cel puțin au spus-o în public și deja e un pas înainte. Și Iliescu la București a spus-o de câteva ori și Băsescu și la Chișinău a spus-o Snegur. Într-adevăr, Europa Liberă a avut un rol în ceea ce înseamnă informarea publicului și trezirea acestuia spre o dorință de a fi oameni liberi și de a avea drepturile pe care erau doar declarate și a avea acces la aceste drepturi. Din păcate, cerința aceasta mai rămâne a fi una încă puțin realizată în Republica Moldova și astăzi piața adunării, Marea Adunări Națională a Chișinău este plină de protestatari. Tot din dorința de a fi liber, tot din dorința de a scăpa de un regim care nu face față realităților. În sensul acesta, eu niciodată nu m-am gândit că a te întâlni cu Goma și a vorbi despre Goma poate trezi atât de multă nemulțumire din partea unora. Am ajuns în secolul 21, când în continuare abordăm istoria selectiv. Este mare păcat. Istoria este a noastră cu toate componentele ei. Și de rele și de bune trebuie să vorbim despre ele, deoarece fac parte a unui trecut integru. Și nu putem separa între al meu și al tău, între bun și rău. Deci trebuie să ne asumăm. Și eu cred că Monica Lovinescu, chiar dacă după 89 a trecut printr-o relație, sau mă rog, printr-o mai puțin fericită relație cu Goma și spune lucrul ăsta, un citat cred că scoate în realitate cum ar trebui să vorbim despre trecut și cum ar trebui să vorbim și despre Goma în acest context. Dacă te miresc, oamenii pot să ne dezamăgească oricât. Nu e însă o justificare pentru a ne modifica trecutul. Disidența lui Goma a fost exemplară și nu renunț la nici unul dintre elogiile pe care le-am adus atitudinei sau operei sale. În acest context, eu cred că trebuie să vorbim despre Goma, chiar dacă unora nu le place. Și încă o dată apreciez și curajul și gestul institutului și, bineînțeles, că organizatoarea principală acestui eveniment. Indiferent de consecințe, trebuie să vorbim despre toate. Că acest tot este al nostru, al tuturor. Și vă mulțumesc! Conform programului nostru urma o sesiune de discuții, dar pentru că suntem în decalaj și pentru că ne așteaptă o cafea foarte bună în protocol, cum ieșiți în partea stângă, vă invit la o cafea, facem o pauză, după care urmează sesiunea a doua și după sesiunea a doua, și la cafea, care trebuie să ne pregătească și facem și o sesiune de întrebări. Mulțumesc!